Dacă Dumnezeu este în noi, ce căutăm noi în afară? Că acolo este frumosul. Oamenii îți fac rău pentru că tu nu sacrifici destul ego-ul tău. Ceea ce spui, programezi. Când nu te deranjează lipsa confortului, confortul nu-ți poate face rău. Starea de lipsă este prezența lui. Toate sunt jocuri de rol ale lui Dumnezeu. Trebuie să ajungem la nivelul în care să nu vedem niciun rău și niciun vinovat niciunde. Totul este bine și divin în fiecare clipă pentru că este voia lui. Și el joacă acele roluri și ia acele măști. Nu sunt oameni. În momentul în care ne vom dezidentifica de eu, îl vom vedea peste tot. Problemele pornesc atunci când noi ne identificăm cu corpul și zicem eu. Dacă nu spunem nu bunăstării idolilor, nu se ridică vălul. Ne-au cucerit cu comoditățile și bunăstarea. Dar nimic rău nu ți se mai poate întâmpla dacă nu ai idoli. Care este hrana sufletului? Înfrânarea, dăruirea și iubirea. Jertfa de sine. Când pui orice pe primul plan, te separi și te ridici. Și te vezi separat, superior și diferit. Iar pe Dumnezeu din fața ta îl vezi rău, defect, pentru că încalcă regulile. Dumnezeu distruge întotdeauna idolatria. Întâi faci jertfă de sine și apoi Dumnezeu îți spune ce să faci. Nu este nevoie de cunoaștere, este nevoie de jertfă. Când faci toată ziua sacrificiu de sine, sacrifici binele tău, adică al diavolului, că nu știi ce să faci ca să faci mai mult rău diavolului din tine, că ai vrea numai bunăstare, belșug, comoditate, stabilitate, siguranță și savoare, atunci ziua de mâine va fi frumoasă. Dar, repetăm, trebuie să nu știi ce să faci ca să-i faci cât mai mult rău diavolului, adică să nu-ți cauți mai mult binele tău niciodată, să-l cedezi întotdeauna, pentru că îl cedezi lui Dumnezeu, să te opui mai mult binelui tău, mereu. Munca asta de jertfă de sine te înalță și te apropie de Dumnezeu. Când te îndepărtezi de lumesc și uman, te apropii de divin. Acest efort trebuie făcut continuu, asta ne lipsește nouă. Dacă ne oprim, vom cădea în comoditate și în lene. Și lenea e dulce și plăcută. Fericirea și sănătatea omului depinde de forța de respingere a plăcerilor și comodității. Când am dezbătut Biblia, am sărit peste sute de capitole de reguli. Nu le-am citit. Mii de pagini, mii de reguli. Nu le pune Dumnezeu. El are una și bună. Idolatria. Să nu pui ceva mai sus decât el, că ți-l distruge. Pe negândite. Brusc și fără avertismente. Când omul pune multe reguli, atunci își întărește ura și se vede diferit. Și condiționări. Iar cei care pun aceste reguli și condiționări, ei capătă autoritate în măsura în care noi le respectăm și le acceptăm. Fără reguli și condiționări, ei nu au putere asupra noastră. Puterea lor sunt regulile pentru noi. Altfel ei nu există. Sunt hoți de divin, hoți de fericire. Ei zic, nu vă mai uitați la Dumnezeu, nu mai citiți Vechiul Testament, uitați-vă la noi. Și ne-au dat reguli și condiționări și i-am pus mai sus, ne-au luat puterea divină. Și se duce spre ei continuu. Atâta timp cât noi punem idealurile, principiile, virtuțile și regulile pe primul plan și binele propriu, noi punem lumea și materia mai presus decât toate, ne închinăm la Salvator, care este diavolul, înlocuitorul lui Dumnezeu, și le dăm puterea lor. Atunci ei ne dețin și fac cu noi ceea ce vor. Suntem proprietatea lor. Noi avem văl pe față. În clipa în care ne închinăm în Salvator, ni se pune văl pe față și intrăm în blestem. Și Dumnezeu nu ne dă voie să ne apărăm. Asta este arma lor. Asta este arma lor cea mai puternică, Salvatorul. 1400 de religii au salvatori. Când Dumnezeu a spus nicio regulă mai sus, că vă închinați la materie și nu la mine. Veți vrea mai mult și nu veți vrea mai puțin. Eu sunt jos, unde se strâng apele, nu sunt mai mult. Cei care zic că sunt credincioși au un Salvator la care se închină, pe care îl pun mai sus decât Dumnezeu care este jos. Ce înseamnă să pui Salvatorul pe prim plan? Să pui bunăstarea, comoditățile, belșugul, binele propriu, idealurile, regulile, virtuțile pe primul plan. Este închinare la diavol. Și atunci atrag necazurile ca să îi ducă în îngăduință. Ne-au dat reguli și ne-au închis într-o închisoare. Nu se poate să ni se spună adevărul pentru că și-ar pierde puterea niciodată.
Dar eliberarea este individuală. Trebuie să-L cucerim pe Dumnezeu singuri. Puterea conducătorilor lumii stă în religie. Noi ne luăm mereu după alții. Și nu cercetăm, nu gândim cu mintea noastră. Cel mai important lucru este să fim acceptați de ceilalți. Să nu fim respinși de ceilalți, să fim în acord cu ei. Este mai important pentru noi decât adevărul. De aceea omul nu caută niciodată adevărul. E suficient să se adapteze la grup. Orice idol va fi distrus de Dumnezeu. Sufletul nu are religie. Trebuie să știi ce cauți. Vezi numai ceea ce cauți, altceva nu vezi. Dacă ni se dau tipare, numai pe acelea le vedem. De aceea oamenii nu înțeleg nimic. Sunt programați, sunt ca niște roboței. Ei lucrează numai cu tiparele primite de la alții și ajung la concluziile pe care alții le-au dat. Și le iau drept adevăr. Și încep să lupte pentru ele pentru că se identifică cu ele și devin personalitatea lor, eu-ul lor. Sunt foarte, foarte ușor programabili. Și mai au și încredere în biserică și în instituții și în preoți. Și așa sunt închiși în închisoarea dogmelor. Trebuie să ai drag de Dumnezeu ca să te poți apropia de El, dar asta înseamnă să ai drag să te sacrifici pe tine, pentru El, să-ți învingi comoditățile, plăcerile peste nevoie, să faci ceea ce nu-ți place să faci. Asta lipsește. În școală sunt mulți oameni care au venit ca să-și rezolve lucrurile, nu ca să învețe. Și din cauza asta ei fug de citit. Nu le place, nu au drag de Dumnezeu. Fug de greu, ei caut ușorul. Când Dumnezeu e de fapt greul. A alege greul înseamnă a-L alege pe Dumnezeu. Ei au drag de viață, să le fie lor bine, cu eu-ul lor. Au grijă numai de diavol și nu știu ce să facă ca diavolului să le fie mai bine. Oamenii vor petreceri. Până și în mormântare au transformat într-o petrecere. Râd, chiuiesc, beau, se îmbată. Iar Dumnezeu este exact ce nu ne place nouă. Este lipsa petrecerii. Este înfrânare, este reținere, este abținere, este jertfă de sine, sacrificiu de sine. Tot ceea ce există în natură se sacrifică pe sine ca să susțină viața. Și celulele, și corpul nostru, și aerul, și soarele, totul se sacrifică și Dumnezeu vine ca un rob ca să ne țină în viață. El ne slujește și noi ne distrăm. Păi nu este o ofensă la adresa lui Dumnezeu? Nu este o înjurătură? Petrecerea cu lumea este o înjurătură la adresa lui Dumnezeu. Zice că suntem credincioși, dar înjurăm tot timpul, alegând plăcerile peste nevoie. Când alegi greu, de-abia atunci îl alegi pe Dumnezeu. Dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți, dar nu mai mari decât poți să duc. Acesta este secretul apropierii de Divin. Am venit să ne apropiem de El, dincolo, nu să adunăm comori pe pământ. El este puținul, este tăcerea, este singurătatea, nu e petrecere, nu lume. Diavolul ce spune? Îți dau toate fericirile acestei lumi, toate sunt ale tale. Și ce a spus? Piei de aici. Fără hotărâri de sus, noi nu reușim nimic în viață. Noi întotdeauna urmăm planul Lui, întocmai. Lecțiile pe care El ni le-a pregătit de mult. La început nu am înțeles că de fapt n-au învrășbit cu primordialitatea. Nimic nu se mișcă fără voia Lui. Nici femeia, nici bărbatul. Dar au fost etape necesare. Școala iubirii tot timpul se îmbunătățește. Lecții pentru înălțare în toate cazurile. Dar fără jertfă de sine, omul nu poate să înțeleagă aceste lucruri și nu le poate accepta, le va respinge. În starea de bine nu-i interesează deloc. Efortul de restrângere al mamei îl încarcă și pe copil. Bărbatul nu poate să iubească decât pe femeia care respinge pe ceilalți bărbați. Pentru că altfel nu are siguranță în ea. El nu vrea și se gândește la asta. Dacă ar avea o fată, să nu facă și fata lui ceea ce face femeia. Dacă se uită după alți bărbați. Un bărbat de calitate nu vorbește cu femei. O femeie de calitate nu vorbește cu alți bărbați. Decât strict pe serviciu. Își apără sufletul. Nu poți să ai încredere într-o femeie care este binevoitoare cu alți bărbați, care le râde și vorbește cu ei mult timp. Acceptă seducția lor. Bărbatul cu minte nu poate accepta lucrul ăsta. De fapt, întotdeauna din față îți vine ceea ce ești tu. O femeie curată la suflet nu poate fi atacată de bărbați. Nu vin prădători la ea. Întotdeauna din față vine ceea ce suntem noi.
bărbatul cu minte va respinge întotdeauna femeile care nu sunt în interior ca și el. Va fugi de ele. Sau nu vor veni spre el. La fel și la femeie. Femeia cu minte respinge bărbații care vor să petreacă mult timp cu ea sau care vor să se apropie de ea în toate modurile posibile. Pentru că știe, pentru că simte, pentru că tocmai aceștia sunt prădători. Un bărbat cu minte nu abordează femei, nu îl interesează. Și o femeie cu minte, la fel, nu discută cu alți bărbați. Dacă ar face lucrul acesta, atunci scade iubirea față de prietenul, iubitul ei. Și acela va simți să o atace. Și invers este valabil. Copiii care sunt îndrăgostiți să fie lăsați să-și urmeze dragostea. Restul face Dumnezeu. Atunci devin statornici în iubire și Dumnezeu face restul. Dar El vrea să vadă la ei hotărâre, să apere dragostea, să aibă grijă de iubire. Și atunci orice barieră va cădea. Atât vrea El să vadă că pun iubirea mai sus decât regulile sau convențiile religioase, tradiții, ce spun ceilalți. Ăsta e tot secretul. Să le dai libertate, pentru că numai așa învață care este valoarea iubirii și cât de prețioasă este ea. Să le dea voie să și greșească. Trebuie să învețe să pună iubirea mai sus. Atunci Dumnezeu va fi cu ei. Asta este soluția întotdeauna, să se pună iubirea mai sus și restul îi ajută Dumnezeu. Altfel este necredință, idolatrie. Când punem virtuți, idealuri, principii și reguli sau binele proprii mai presus decât Dumnezeu, este închinare la idol, e absolutizare. Și Dumnezeu distruge acolo unde nu este apărată iubirea. Atât vrea să vadă că ținem strâns de iubire. Adică o punem mai presus, ce înseamnă iubire? Când o pui mai presus decât regulile, principiile, virtuțiile, idealurile, decât condiționările acestea umane, fixismele acestea. Când îți distrugi fixismele, atunci iubești. Când renunți și încalci dogmele și absolutizările, atunci descoperi iubirea. Iubirea este împotrivire la dogmă, la regulile fixe. Divinul distruge unde iubirea nu este apărată. Atât vrea să vadă că ținem strâns de iubire. El vrea să vadă că ne bazăm pe iubire, indiferent ce se întâmplă, orice ar fi. Chiar dacă toată lumea este împotriva noastră, nu contează. E Dumnezeu de partea iubirii. Iubirea este chiar prezența Lui. Dar trebuie să aibă curaj, să aibă încredere în Dumnezeu. Cum este balanța aici? Toți oamenii sunt împotriva lor, numai Dumnezeu este de partea lor. Și este simplu, trebuie să alegi întotdeauna pe Dumnezeu, să alegi iubirea. Și atunci iubirea va învinge întotdeauna, ea nu greșește niciodată. Al alege pe Dumnezeu înseamnă a pune iubirea mai presus decât interesele personale, decât binele propriu. Ce este iubirea? Împotrivirea la virtuți, idealuri, principii și reguli, la binele propriu, este iubirea. Împotrivirea este iubirea, la avantajele tale, la binele tău. Împotrivirea la binele diavolului este iubirea de Dumnezeu. Când alegi greu, îl alegi pe El. Când te duci spre puțin, spre simplitate și modestie și smerenie, te duci în jos, te duci pe divin. Te îndepărtezi de lume și te apropii de El. Ăsta este sensul vieții. Că dacă omul nu se îndepărtează de lume, nu se apropie de Dumnezeu. Se poate ruga cât vrea. Rugăciunea pentru asta există, pentru îndepărtare de divin. Dacă oamenii nu pun iubirea pe primul plan, adică nu avantajele, nu binele lor, asta înseamnă iubire pe primul plan, ei nu-L aleg pe Dumnezeu. De aceea sunt triști și nefericiți. Renunțarea la iubire este neiubire. Mama să se apropie de Dumnezeu cu dăruire și atunci Dumnezeu îi va ajuta pe copii. Îi ajută și pe copii datorită râvnei mamei, prin înțelegere și străduință, prin sacrificiu continuu de binele propriu. Sacrificiul binelui mamei este fericirea copiilor ei. Și această jertfă de sine a mamei îi va ajuta în toate, pentru că înseamnă prezența lui Dumnezeu, jertfa înseamnă prezența Lui. Rugăciune frumoasă ar fi: ajută-mă, Doamne, să aleg întotdeauna puținul și greul. Pentru Tine, Doamne, toate. Iubirea pe care o dăruiești este iubirea pe care o primești, iar iubirea Ta este înfrângerea egoului tău. Noi mergem cu diavolul de mână la vindecători,
la psiholog sau la preot, când de fapt traumele și dramele pe care Dumnezeu le dă diavolului sunt chiar vindecarea sufletului nostru, sunt lepădare de satana. Și noi vrem pe satana cu tot din adinsul. Ce nebunie, nu știm ce să facem ca să salvăm diavolul de suferințele pe care Dumnezeu i le-a dat ca să ne scape de el. Orice plăcere peste nevoie ți-a din energie. Dar aceeași plăcere este și pentru urcare dacă nu este mai multă decât trebuie. Și dacă poți să te reții. Dacă o reții, ea se transformă în energie subtilă pentru suflet. Deci viața nu e nevoie să o respingem. Trebuie respins numai ceea ce este prea mult, exagerat. Plăcerea te poate ridica sau te poate coborâ. E un mijloc de urcare, dacă nu o duci până la capăt, când reușim să ne reținem. Și ciocolata la fel și prăjiturile nu sunt de refuzat, ci de înfrânat. Să nu le duci până la săturare, doar puțin. Mâncarea nu se mănâncă, ci se gustă. Când refuzi plăcerile peste nevoie, atunci te încarci sufletul ca o baterie cu energie divină. Când ți-e bine sau prea bine, te ridici și pleci. Pentru asta ni se dă plăcerea, ca la un moment dat să o oprim. Atunci căpătăm putere să deschidem partea cerului și ne vine o energie pură, înalt vibrațională, care hrănește sufletul. Deci ni se dă plăcerea pentru urcare în lumea de dincolo, pentru ridicare la cer, ca să o depășim. Când depășești plăcerile, depășești lumea. Adică trebuie să dăm mereu semn că Dumnezeu este mai sus și nu plăcerile. Când mănânci până la capăt, dai semn că materia este pe primul plan pentru tine și atunci Dumnezeu nu mai este pe niciun plan, s-a pierdut, l-ai pierdut, ai tăiat legătura cu El. Plăcerile peste nevoie taie legătura cu Dumnezeu. Comoditățile, stabilitatea, siguranța întăresc orgoliu, întăresc diavolul din noi și ne atașează de materie. După care crește proporțional agresivitatea interioară care cheamă forțele cerului să ne desprindă cu forța. Binecazuri, nenorociri, nefericiri și boli. Nu trebuie respinsă plăcerea cu totul, decât nu mergi până la capăt. Atunci dăm semn și dovedim că Dumnezeu este mai sus. Atunci, cu adevărat, ne închinăm la Dumnezeu și numai atunci, când avem putere, să ne oprim de la satisfacțiile și fericirile lumii, să nu le ducem până la capăt. Și asta practic. Degeaba oamenii se roagă la Dumnezeu, fac exerciții, meditație sau de respirație, dar caută fericirile aceste lumi până la capăt. De fapt, pun lumea pe primul plan. Închinarea la Sălbător este închinarea la diavol. Închinarea la plăcerile peste nevoie. Trebuie în toate situații de viață să dăm semn că fericirile lumii nu sunt scopul vieții noastre, dar să dovedim practic. Aici nu vrem sau nu putem noi, teoretic doar, dar practic nu putem. Viața trebuie doar gustată. Că, spre exemplu, dogmaticii resping cu totul viața și din cauza asta se întristează, pentru că Dumnezeu este și viața. Viața doar se gustă, nu se exagerează. Și atunci nu simți că este greu. Nu respingi plăcerile vieții cu totul, doar exagerarea lor. Ne dăm voie să mâncăm și prăjitură, dar nu toată. Atunci nu simți regret și supărare sau frustrare. Nu ne speriem corpul. Trebuie doar să experimentăm și o să vedem că așa este. Radicalismul dă un semn că vrem să murim și corpul nostru se sperie. Și ne întristăm și devenim agresivi și răi. Plăcerea nu este rea dacă nu o duci până la capăt. Exagerarea este rea când duci plăcerea până la sfârșitul ei, până te saturi. Fericirile vieții nu sunt rele. Dacă nu le duci până la capăt, ele te înalță și hrănesc sufletul. Dacă le duci până la capăt, ele se pierd, energia vieții se pierde pe materie. Exagerările sunt rele. Exagerarea înseamnă închinare la diavol, dogmă, absolutizarea părților. Dacă nu cauți fericirile cu tot în adinsul și nu le duci până la sfârșit, atunci te eliberezi, te desprinzi de materie. Materia nu este rea, doar exagerarea este rea. Nu mănânci până la capăt mâncarea ta preferată. Te ridici când ți este bine și faci un efort fizic. Plăcerea pentru asta este ca să te ajute ca refuzând-o până la capăt să te înalți la divin. Prin înfrânare, noi ne unim cu Dumnezeu și căpătăm o altă înțelegere și suntem sensibili la taine. Le auzim. Doar guști și nu mănânci toată prăjitura. Înainte de a termina, te oprești. Când nu duci o plăcere până la capăt, atunci se rănește sufletul. Aceeași plăcere
poate fi irosită pe materie și aduce o nefericire pentru suflet, iar dacă este oprită, ea hrănește sufletul. Când mâncăm ciocolata toată, atunci este plăcere până la capăt. Dacă nu mâncăm până la capăt, ciocolata hrănește sufletul. Doar puțin și e suficient. Deci numai puținul hrănește sufletul. Tot ceea ce este mult hrănește corpul și este ca și când ai arunca nestemate la porci. Nu este plăcere decât dacă se atinge capătul. Dacă oprește înainte, hrănește sufletul. Aceeași plăcere are două semnificații complet opuse și diferite. Nimic până la capăt. Numai oprirea este cea care încarcă sufletul. Fără plăcere și fericire la acestei lumi, nedusă până la final, noi nu putem atinge raiul. Raiul este format din nurile pe care le spunem fericirilor, comodităților până la capăt. Puterea noastră de a ne înfrâna de la ele ne întărește sufletul și este înălțare. Fericirile lumii ne întăresc sufletul numai când ne abținem de la ele. Când suntem exagerați, devenim radicali, răuvoitori. Nu plăcerea este problema, ci excesul lor. Ele sunt de fapt un test, o verificare, pentru trecerea lumea de dincolo, pentru care acolo. Toate din viață ne ajută dacă nu exagerăm. Sunt făcute, plăcerile lumii sunt făcute ca să ne ajute. Dar trebuie să avem bună măsură în toate și să dăm semn că ele nu sunt primordiale. Și lucrul ăsta se face oprindu-ne înainte de a termina mâncarea plăcută, înghețata, ciocolata, prăjitura. E minunat să înțelegi lucrurile în modul acesta pentru că nu mai ești dogmatic, deci nu mai poți să fii exagerat. Și vezi în modul acesta că religiile au creat oamenii care urăsc viața. Dacă alegi greul prins forță, ca să nu mergi până la capăt, viața este tot el. Dogma îi face pe oameni triști, supărați, negri de ură și nu este firesc. Viața este o bucurie. Cum se spune că este rea cu totul? Nu viața este rea, ci exagerarea. Toate adicțiile sunt exagerări. Tot ceea ce îți place, dacă este cu măsură, ajută și hrănesc viața și întărești sufletul. Puțină prăjitură se transformă în suflet. Toată prăjitura ne face rău. Înfrânarea de la mai mult bine pentru sine ne dă cea mai mare bucurie pe pământ. Exact cum spunem noi aici. Niciodată mai mult. Nimic mai sus. Am mâncat prăjitură, dar nu toată este închinarea la divin. Onorezi viața în momentul în care nu o pui pe primul plan. Dai semn că nu e totul pentru tine. Deci înfrânarea, când o pui pe primul plan, atunci îl pui pe Dumnezeu mai presus decât toate. Jertfa binelui tău este închinare la divin și îl slăvim pe el. Nimic până la sfârșit. Nimeni nu poate să țină o dietă. De ce? Pentru că e drastică, este exclusivistă, exclude altceva. Nu așa. Niciodată ceea ce este exagerat nu ajută. După ce termină dieta, oamenii o iau de la capăt. Trebuie un regim de viață echilibrat. Nu e nevoie să te chinuiești, doar mănânci mai puțin. Îți iei mai puține lucruri, nu vrei o casă mai mare, mașină mai frumoasă, mai mulți bani. Nu vrei. Este destul cât ai. Atunci ești cu adevărat fericit pentru că doar te-ai oprit la jumătate. Și apoi nu o să mai poți să mai dorești mai mult, mai plăcut, mai dulce. Când te oprești înainte de a te sătura, nu mai ai nevoie de mai plăcut. Atunci hrănești corpul. Tot ce este mai mult hrănește mintea. Când te mulțumești cu puțin, hrănești corpul și atunci vine adevărata fericire care nu depinde de nimic din afară. Dacă nu avem activitate fizică, chiar trebuie să mâncăm mai puțin. Pentru că noi de obicei mâncăm mai multe calorii decât avem nevoie, decât consumăm. Putem face treabă în casă, putem face treabă afară, în grădină, găsim. Oricât ai munci în casă, mereu rămâne ceva de făcut. Și ești tot timpul ocupat. Sau în grădină. Câtă bunăstare au oamenii. Suntem mereu ispitiți din toate părțile. Cu de toate. Dar ispita ne ajută. Dacă nu căutăm plăcerea până la sfârșit. Ce zice diavolul? Ia și asta, dar și asta. Dacă ne oprim înainte de capăt, nimic nu este rău. Exagerarea este rea. Arsenie Boc avea doar două rânduri de haine. Se cunosc aceste lucruri, dar oamenii nu vor, nici nu vor să le audă măcar. Și de mii de ani se cunosc.
Și preoții știu aceste lucruri. Dar pentru ei este doar o meserie, nu un drag. Eu ziceam să lucreze întâi o viață în fabrici sau la câmp, ca țărani, și când ies la pensie după multă muncă grea, de-abia atunci se poate să fie învățători, dar să nu fie plătiți pentru asta. Și garantez că nimeni nu va vrea să mai fie preot. Doar acela este inspirat de divin. Ce care fac din asta o meserie îi strică la cap pe oameni. Și apoi devin răi, dogmatici și răi și urăsc. Dacă nu ești conform dogmelor lor, te exclud univers. Se ridică pe ei și te coboară pe tine. Și devin cruzi și nemiloși, răi. Răi ca și câinii răi. Și falși, nesinceri. Ar trebui să n-aibă bunăstare acasă ca să poată să fie sincer. Polarizarea este strâmbătate în fața lui Dumnezeu. Este închinare la idoli, precepte scrise pe o hârtie, nu reprezintă viața. Și atunci Dumnezeu, viața, vine spre ei și o resping. Și zic că este rea. Absolutizează virtuții, idealul, principii și reguli și îl resping pe Dumnezeu care vine și se împotrivește. Fixismul nu le lasă să-L vedem pe Dumnezeu. Idolii ne blochează fericirea vieții. Dumnezeu distruge întotdeauna idolatria, fără discuții și fără avertismente. Omul care pune ceva din lumea aceasta pe primul plan mai sus decât Dumnezeu, deci se închină la lume, la ceva din lumea aceasta, este în pericol întotdeauna. Nu are șanse de scăpare. Oamenii cred că Dumnezeu este o glumă, doar o pictură pe bisericească. Și apoi se trezesc în viața lor cu suferințe, ca să-L simtă, dar ei nu cred. Cei care se închină la înlocuitorul lui Dumnezeu, care se roagă, fac exerciții de meditație sau de respirație, nu îl au pe Dumnezeu pe primul plan. Ei vor să se folosească de El ca să le dea un bine. Ei nu au identificările făcute cu comportamentul lor și nu-L văd în purtarea lor sau în faptele lor. Ei cred că este la distanță, atâta timp cât se închină la un locuitor al lui Dumnezeu, ei nu se închină la Dumnezeu. Tot ce este pus mai sus decât divinul este diabolizare, este închinare la satana. Este o religie satanică, o religie a morții. Și de aceea ei se luptă întotdeauna toată viața lor cu divinul și vor să-l schimbe, vor să-l modifice, vor să-l vindece. În cazul neplăcerea, greul este el. Tot ce nu ne place este el. El are numai etichete negative, de aceea fug toți de el. Dar l-am văzut sus, este bun și ferm în același timp. Știi că e tatăl tău. Acolo știi asta. Toți suntem suflete întrupate și am venit aici acasă, evoluăm, să creștem, să ne apropiem mai mult de împăratul lumilor. Nimeni și nimic nu poate fi judecat pentru că este el care ia roluri. Nu este vorba de supărare, ci de a respinge idolii, absolutizările și ne încearcă continuu. Dacă nu înțelegem, vine pe invers și ne distruge idolii. Dogmaticii se joacă cu focul, nu-l cunosc. Nu acceptă să nu punem ceva mai sus. Nu au citit Vechiul Testament și nu înțeleg nimic din Biblie. Că dacă ar înțelege, s-ar speria și nu s-ar mai închina la idoli, la înlocuitori, la salvatori. Și cu toate că în Vechiul Testament Dumnezeu a spus clar, nu mă interesează să spuneți Doamne, Doamne, ci mă interesează purtarea, comportamentul și faptele voastre. Când apar idolii în viața noastră? Când ne deranjează ceva? Când punem cauzele lucrurilor în afară, punctual, și zicem că omul e de vină, când atacăm omul, atunci nu avem dreptate niciodată, pentru că nu se poate. În fața noastră e întotdeauna Dumnezeu care ia un rol și duce o personalitate în lecții specifice de care El are nevoie ca să poată să evolueze. Cauzele tuturor lucrurilor se află numai în divin, nu în oameni. Noi punem cauzele în oameni și sunt milioane de explicații care nu duc nicăieri și nu este niciuna valabil. Nu oamenii greșesc, ci Dumnezeu trebuie să ducă omul acela în acele lecții. Dumnezeu este cel care greșește pentru că trebuie să greșească. El acționează prin oameni, dar nu sunt vinovați ei că ne fac ceva. Ei sunt vinovați doar față de ei, că nu înțeleg că în toate este Dumnezeu. Și numai El îi pune să acționeze asupra noastră corector atunci când noi nu îi lăsăm în pace. Dar și pe noi ne pune să acționăm corector asupra lor, ne ia mintea și ne pune să îi contrăm.
Noi nu avem niciodată control absolut asupra noastră. Și ne pune să dăm lecții chiar dacă zicem că am înțeles și ne face să corectăm punctual chiar dacă spunem că am înțeles, că nu oamenii sunt de vină și că dacă atacăm punctual, nu avem dreptate niciodată. Dacă acuzăm omul, nu avem dreptate. Nu oamenii sunt de vină, ci Dumnezeu este cauza a toate cât există. Dar uneori sunt și ei de vină cu eul lor particular. Și nu vom vedea, că nu ne lasă, să-L vedem pe Dumnezeu din spatele lor, pentru că ne pune să corectăm. Înțelegerea că divinul este și una și alta ne dă posibilitatea să fim neutri. Și dacă ne aruncă luptă, să nu ne mirăm după aceea. A fost tot El. Dogma este o închisoare conceptuală, închisoarea noastră cea de toate zilele. Mult rău a făcut religia, pentru că ne-a prezentat lumea polarizată. De tipul așa da, așa nu. Și atunci l-a determinat pe Dumnezeu să vină împotriva idolilor noștri. Orice am absolutizat a trebuit să fie distrus. Absolutizând idealul, virtuți, reguli, principii și binele propriu, noi ne-am făcut o viață nenorocită. Să accepți și să simți și să trăiești că toate vin de la El, asta este liberare. Lepădare de satana. Bogăția este și un pericol că Dumnezeu atunci ne ia la țintă și nu ne lasă până nu ne distruge toți idolii. Bogăția este rea în momentul în care o facem scop și tot ce punem mai presus decât Dumnezeu devine rău, orice exagerare. Și apoi El nu se lasă până nu ne distruge toți idolii. Toate preceptele ni le face praf și pulbere. Nu putem să ne împotrivim Lui. Și cum ne împotrivim? Punând ceva, orice, mai presus decât El, care este plus și minus la un loc. Când căutăm un bine mai mare, noi ne împotrivim lui Dumnezeu și îl urâm și luptăm cu El. El tot timpul ne ajută să ne înălțăm și chiar ne înfrânge, chiar dacă ne înfrânge, ne înalță. Și atât trebuie să facem, să punem iubirea față de El mai presus decât orice și la iubire să ajunge numai ne căutăm mai mult bine pentru tine. Îndepărtarea periodică, continuă de materie este apropiată de Dumnezeu. Dumnezeu doar ne îmblânzește și ne îngenunchează. Să punem iubirea mai presus decât orice reguli, precepte și idealuri. Asta înseamnă închinare la divin. Totul este o binecuvântare. Și necazurile, și suferințele, și durerile, și bolile, și pierderile. Toate sunt iubirea Lui. Și chiar dacă avem idei fixe, ne va da suferință și le va distruge și e bine și așa. Și ca la idolatră te duce tot în Dumnezeu, numai că este cu suferință mare. Tot ce spunem noi că este rău este iubirea Lui. Sufletul nu vede nimic rău. Tot ceea ce ne necăjește nu este de la Dumnezeu și trebuie respins. Nimic care ne dă îndoială nu este de la Domnul. Să ne spunem asta când apar îndoielile și nemulțumirile. El este lumină, este putere, nu ne slăbește, ci ne întărește. Trebuie un singur lucru, să nu te lași înfrânt de idoli, să nu te închini la idoli, să fii ferm, să aperi iubirea Lui. Iubirea este a Lui, iubirea este poruncă. Unde este iubire, acolo este Dumnezeu, acolo este inima ta. Unde este inima ta, acolo este Dumnezeu. Fără precepte religioase, dogmă, absolutisme, ești liber cu adevărat. Închinarea la Salvator, la înlocuitorul lui Dumnezeu, este închinarea la stăpânitorii lumii. La preot, la avocat, la doctor, la politicieni. Dacă nu te mai închini la Salvator, atunci nu mai poți să pui pe primul plan materia, binele propriu, și respingându-le, tu te apropii de divin. Când cauți puținul, te unești cu Dumnezeu. El este numai în puțin, în modestie, în simplitate și în smerenie. Când vei trăi ca ființă divină, lumea va deveni divină. A trăi în Dumnezeu înseamnă să-ți înfrângi egoul. Distrugerea absolutizărilor este lepădarea de satana, iubirea de Dumnezeu. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind iubirea toată în măsura în care respingem dogmele, absolutismele, fixismele, polarizarea. Aceasta este esența Vechiului Testament. Dumnezeu repetă parcă de 7 ori, dacă nu greșesc. Eu sunt singur Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine.
Plăcerea nu trebuie să fie respinsă total, este un lucru foarte important. Înfrânarea să o punem pe primul plan și îl vom pune pe Dumnezeu. Înfrânarea de a merge până la capăt. Deci fără plăcere înfrânată, noi nu putem atinge raiul. Fericirile lumii nu sunt rele, exagerarea lor este rea. Plăcerea este considerată un păcat și anihilată total, este anulată total și aici este greșeala, pentru că nu poți ataca viața, este Dumnezeu care trăiește plăcerile respective. Nu poți să spui că este un păcat, decât dacă plăcerea este dusă până la capăt, atunci devine păcat. Dar altfel nu este păcat, este înălțare, este apropiere de Dumnezeu. Dacă ne oprim înainte de a termina prăjitura. Deci toate ne ajută. Schimbă-te tu și cei din jurul tău nu te vor mai ataca. Înfrânge-ți ego-ul și cei din jur se vor liniști. Ei vin spre tine doar ca să-ți arate că nu ești pe calea divină. Și mereu vor veni să te chinuiască și te vor duce în suferință. Mereu vin oameni spre noi care să ne ajute, făcându-ne rău sau bine. Înfrângerea ego-ului este scăparea din mâna diavolului. Nu oamenii sunt vinovați, ci noi că nu am iubit destul, adică nu ne-am înfrânt ego-ul destul. A iubi înseamnă a-ți înfrânge voința proprie, egotică. Înfrângerea ego-ului este singurul medicament pentru trup și pentru suflet. Să ne ferim de conceptele generale care nu au aplicare imediat în practică. Adică se vorbește despre iubire, dar când spunem că iubirea e sacrificiul de sine, nu ne mai convine. Jertfă. Oamenii spun că iubirea vindecă, dar trebuie să precizăm ce este iubirea. Înseamnă sacrificiu de sine și cine vrea să-l facă. Numai acela poate să iubească cu adevărat. Numai cu acela este Dumnezeu care se lasă pe sine înfrânt întotdeauna. Dar și prin el poate să lucreze Dumnezeu corector asupra celorlalți. Și atunci el va încerca să îi educe. Iubirea este înfrângerea ego-ului tău, binelui propriu, renunțarea la mai mult binele tău, înfrângerea ego-ului. Fără înfrângere nu poți iubi, nu poți dori, nu poți exista ca ființă dumnezească. Omul credincios, care zice că e credincios, tocmai ăla este cel mai necredincios, caută vinovați în afară și aruncă vina în afară. Omul Dumnezeu înțelege că totul pornește din el. Și nu poți să îl acuzi pe Dumnezeu din față de nimic. Omul Dumnezeu știe că din noi pornește totul. Un mare ajutor pentru înțelegerea lucrurilor vine numai în momentul în care suntem înfrânți cu inima. Înfrângerea ego-ului, lepădarea de satana, este renunțarea la mai mult binele tău. Continuu, periodic și continuu. Nu există iubire de sine. Dacă spunem așa, ar însemna că ego-ul să iubească sufletul, sinele divin. Și asta nu se poate, este opus. Este o expresie care nu e adevărată logic. Nu există. E destul că înțelegem că sunt două euri, euul egotic și sufletul divin. Sufletul nu zice niciodată eu, cu toate că el este euul divin. Ce umil este. Ar putea să spună noi. Tot ceea ce există este bun și rău în același timp. Plăcerea este și bună și rea. Dumnezeu este și plus și minus. Când absolutizăm binele, extrema aceasta, polarizarea aceasta devine rea, dar bună pentru suflet, pentru că distruge fixismele, dogmele, absolutismele. Iar distrugerea idolilor este suferință și suferința este purificare și putere. Dai eu și ei putere. Mâncăm mai mult în exces, dar apoi avem probleme. Este o limită în toate. Dar și excesul acesta, absurdizările acestea sunt bune pentru că te duc cu siguranță în suferință. Noi alegem extrema sau calea de mijloc. Dumnezeu este și în extremă și în calea de mijloc. Când suntem mai mult în extreme, El este mai mult în calea de mijloc. Când absurdizăm calea de mijloc, s-ar putea să vină un moment în care să-i desconsiderăm pe cei care nu sunt în echilibru și atunci cădem și noi și devenim ca și ei. Ambele sunt bune în mod egal. Una ne aruncă în alta. Nu există un rău absolut. Totul există deocamdată. Și nu poți să spui că această cale de mijloc este cea mai bună, fiindcă atunci apoi excluzi extrema, suferința, care și ea este bună. Căderea. Nenorocirile care sunt de fapt înălțare. Calea care duce spre divin este oricare cale.
și cu suferință și fără suferință. Nu există ceva mai bun decât altceva. Nu putem spune că această cale de mijloc este ideală, pentru că și calea prin idolatrie, pentru că te duce în suferință, este foarte bună. Ambele sunt bune. Când nu mai împarți în bine și rău, atunci ai ajuns în divin. Nu ți este indiferent ce direcție a viitorul tău, bun sau rău, ești deja în divin. Există starea de neutralitate, aceasta de echilibru, de zero, dar nu poți să fii absolut sigur că vei rămâne în ea. Când ajungi să o absolutizezi, te va arunca în extreme. Când ești în extreme, te va arunca în echilibru. Și tot așa, ca un pendul, balancezi din plus în minus și invers. Nimic nu poate fi absolutizat. În momentul în care absolutizăm și spunem că numai așa sunt lucrurile, atunci sunt pe dos. Toate există în mod egal. Această stare este relaxantă, fiind o stare de zero, numai având un eu, nimic nu te mai poate ataca din față, nu mai bate vântul acolo, nu este furtună, nu este uragan, balansul este absolut, dar trebuie să înțelegi că nu te poți fixa niciunde, niciodată, în niciun mod. Și în calea de mijloc, natura umană suferă o înfrângere, dar este mai ușoară decât o durere fizică acută, căreia nu-i poți face față. Și în extreme, și în păstrarea căii de mijloc, natura umană suferă egal. Calea de mijloc permite continuarea vieții. Omul care pune binele său pe primul plan devine egoist, orgolios și poate să omoare viața și cheamă suferința. Dar și suferința ne poate arunca în suflet, că ne săturăm. La fel și plăcerea în exces. Suferința este regina pe pământ. Mergem spre plăceri până nu mai putem și vedem că ne pierdem viața și poate ne oprim la timp, poate da, poate nu. Suferința este regina. Noi căutăm pământul ca să ajungem să nu-l mai căutăm. Ce e ciudat! Egoul este regele și suferința este regina lui. Vrem fericirile ca să ajungem să nu le mai vrem. Egoul și suferința sunt un cuplu minunat. Deci și scopul lăcomiei de viață este tot Dumnezeu. Tot pe Dumnezeu îl caută toată lumea. Și cel care bea și cel care nu bea, tot pe Dumnezeu îl caută. Căutăm materia ca să suferim atât de mult încât să nu o mai vrem. De fapt, îl căutăm acolo unde el nu este. Ca să-l găsim, trebuie doar să-l punem pe primul plan. Și atât. Venim pe pământ ca să exersăm această putere de înfrânare, de restrângere și respingere a fericirilor în exces, numai această forță de a spune nu la atracțiile vieții ne înalță în lumea de dincolo, chiar și acum. Dar nu ne convine pentru că ar însemna să nu mai punem materia mai sus. Adică să nu mai vrem să câștigăm materie. Este un exercițiu greu, dar trebuie făcut continuu. Este o mare eliberare să înțelegem că Dumnezeu este și în extreme, este și idolatru, este și în starea de echilibru și să nu ținem cu nicio parte. Pentru că niciodată nu poate să existe ceva mai bun decât altceva. Când avem prea multă materie, vom vrea să o pierdem și vom face totul să adăugăm cât mai mult bine pentru noi ca să îl pierdem mai repede. Deci îl căutăm tot pe Dumnezeu. Toată lumea îl caută pe Dumnezeu. Unii îl caută în materie, acolo unde el nu este, alții îl caută respingând materia, dar nu se știe până când vor putea sta în starea aceea. Nimic nu poate fi respins cu totul, trebuie doar să nu exagerăm. Și cu fiecare viață noi încercăm exact aceleași lecții, dar trebuie să înțelegem că noi ne înălțăm numai prin această putere de înfrânare. Dar și dacă nu ne înfrânăm, până la urmă vom fi duși în puțin cu forța și tot acolo ajungem. Totul e bine așa cum este. Înseamnă că oamenii aceia au nevoie de suferințe, pentru că numai așa pot să ajungă la Dumnezeu. Divinul este această restrângere și sacrificiu de sine continuu pe care trebuie să-l trăim ca să putem să-l simțim pe Dumnezeu în toate, să-l vedem. Noi nu înțelegem decât ceea ce am pretrăit. Altfel nu putem înțelege nimic. Degeaba înțelegem cu mintea dacă nu am trăit. Deci lucrul cel mai important este în școala iubirii că această învățătură indică direcția, dar dacă aceste cunoștințe nu sunt aplicate, nu le exersăm, noi nu le putem înțelege cu totul. Dumnezeu este recunoscut și
înțeles numai în momentul în care noi îl trăim. Când trăim sacrificiul de sine, spre exemplu, el este acest sacrificiu. Când trăim înfrânarea, el este înfrânarea. Când trăim jertfa de sine, jertfa binelui nostru și ne opunem mai mult binele nostru, noi ne unim cu Dumnezeu real. Trebuie doar să facem identificările cum trebuie. Dumnezeu nu este în biserică, în icoane sau pictat pe zidurile bisericii. Dumnezeu este chiar în jertfa ta de sine. Acela e Dumnezeu, este un alt nume al Lui. Jertfitor, rob. Când ești rob, atunci te unești cu El. Sus la prag, numai robii ajung. Am venit să exersăm și să învățăm continuu acest exercițiu de înfrânare, de a nu merge până la capăt cu fericirile vieții. Fără înfrânare, noi nu ne putem ridica. Dar putem să fim și desfrânați și vom fi înfrânați cu forța. Tot acolo ajungem la divin, dar ajungem cu suferință. Deci ne putem înălța și prin lăcomie de viață și prin idolatrie, dar și prin refuzul excesului. Omul nu știe că se încarcă cu energie divină prin sacrificarea comodităților sale. Dar natura umană suferă în ambele poziții. Din cauza asta nu poți să spui că ceva este mai bun decât altceva. Omul care are lăcomie de viață, de plăceri, primește durere ca să fie adus în echilibru, în neutralitate. Cel care se restrânge și se înfrânează, și el are natura umană care suferă, egal. Deci noi nu putem spune niciodată că ceva este mai bun decât altceva. În școala iubirii doar descriem cele două situații, cele două posibilități și nu ținem cu niciuna. Când suntem prea mult fixați de materie și polarizați, este nevoie să pierdem materia și să ne distrugem singuri idolii. Altfel îi distruge Dumnezeu. Când ne restrângem prea mult și exagerat și nu ne dăm voie și la plăcerile vieții, și atunci trebuie să suferim, pentru că devenim radicali și răi, cruzi și nemiloși. Și nu mai putem să iubim oamenii, viața, plăcerile corpului. Deci nu avem voie să respingem nimic în mod absolut și nu avem voie să exagerăm în nimic în mod total. Starea de neprindere este starea divină. Când nu ții cu nicio parte și nu absolutizezi nicio parte și nu zici că ceva este mai bun decât altceva. Aceasta este starea divină. Dacă te atașezi de fericirile lumii, nu mai poți să urci în lumea de dincolo la sfârșitul vieții. Pentru că ele sunt greutăți la înaintare și te trag în jos. Noi o viață întreagă a fost învățați cât de important este să ne simțim mai bine. Și întotdeauna am căutat acest mai bine. Mai sus, mai mare, mai frumos. E clar că scăderea egoului ne dă putere. Este ca un combustibil pentru înălțare, ca o trambulină. Nimeni nu se gândește câtă putere este în înfrânare și ce taine și bogății divine se ascund acolo și îți vin când te restrângi. Oamenii la sfârșitul vieții lor nu au energie să urce. Ei caută comoditățile, asta este arma stăpânilor, comoditățile. Pe când ei, stăpânii, o refuză. De ce ei o refuză și noi nu? Comoditățile îți ucid sufletul și trupul. Dați-le cât mai multă bunăstare, se spune în documentele pentru 2030, ca să ne omoare. Fără energia din înfrângere ne nu putem trăi. Ne omoară cu bunăstarea materială și comoditățile, cu exact ceea ce ne place nouă. Ce ne place nouă ne face cel mai mare rău posibil. Este foarte greu să sap pământul dimineața când simți așa de mult că ai vrea să mai dormi puțin. Dar când te ridici și faci lucrul acesta, o mare bucurie îți inundă sufletul. La omul egoist, scopul lui este binele, mai mult binele pentru el. La omul lui Dumnezeu este mai puțin bine pentru el. Când vă căuta benevol puținul, restrângerea în toate, înfrânarea, atunci îl vom cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Nimeni nu vorbește despre înfrângerea egoului dintre promotorii de spiritualitate. Toată lumea este învățată de către ei să-și caute binele, dar căutarea binelui înseamnă întărirea orgoliului și aduce o suferință mai mare. Deci oamenii aceștia, spiritualiștii și oamenii religioși, toți caută cât mai mult bine și nu le spune oamenilor nimeni
că nu trebuie să-ți cauți niciodată binele pentru că de fapt te închini la diavol. Mai mult bine pentru sine este închinare la diavol. Mai puțin bine pentru sine, pentru tine, este închinare la Dumnezeu. Când nu-ți mai vrei binele, atunci îl vrei pe Dumnezeu. Este o mare taină aici. Cu cât poți tu să te înfrânezi mai mult de la plăcerile și bucuriile vieții și la comoditățile ei, cu atât îți vine o bucurie mai mare și vei descoperi taine ascunse. Medicamentul divin este înfrângerea comodităților și plăcerilor peste nevoie, exagerărilor. Muncile umilitoare sunt așa pentru ego. O soluție dumnezească extraordinară de înfrângere a orgolului nostru, a diavolului, lepădare de satana. Cu cât îți refuzi mai mult bucuriile vieții și nu le duci până la capăt cu totul, cu atât primești mai multă viață. Exact cum se spune în Noul Testament, cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga pentru Dumnezeu. Ce înseamnă viață? Înseamnă împuținare. Satisfacerea simțurilor înseamnă pierderea vieții. Bunăstarea este moarte, bunăstarea peste nevoie. Tot ce depășește necesitatea ne omoară și ne face rău. Noi, ca să trăim, avem nevoie de atât de puține lucruri. Ar trebui să experimentăm măcar 21 de zile de înfrângere a plăcerilor peste nevoie și a comodităților. Noi câștigăm bucurie pentru suflet când nu ducem plăcerea până la capăt. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, pentru că numai așa se deschide poarta cerului și ne vine energie pură de la izvorul vieții, de la Dumnezeu, care înseamnă orice. Înseamnă împlinire în viață, sănătate și se deschide viitorul. Adică, în traducere, să nu ne vrem binele niciodată, comodul sau mai plăcutul. Să vrem întotdeauna mai puțin comod, mai puțin plăcut, mai puțin stabil, mai puțină siguranța vieții. Dar ele sunt bune, toate aceste tentații ale vieții sunt bune ca să le depășim. Ne ducem în ele, dar nu le vrem cu totul. Ăsta este secretul. Plăcerea este bună ca să dăm semn că nu e totul pentru noi. Ele ne sunt date ca să le depășim. Am venit aici pe pământ ca să depășim atracțiile vieții și să nu le vrem cu totul. În orice ni se întâmplă, să dăm semn mereu lui Dumnezeu că lumea nu este pe primul plan, că fericirile ei nu sunt totul pentru noi. Oamenilor le place să facă exerciții de meditație, dar ar fi important pentru ei, pentru cei care nu cred, să facă un continuu exercițiu de înfrângere a plăcerilor și comodităților și să vadă cum se simt. Asta este iubirea de Dumnezeu, înfrângerea binelui propriu, să nu-l vrei. Când nu vrei mai mult bine pentru tine, mai plăcut, atunci mai stabil, mai sigur, mai savuros, atunci îl vrei pe Dumnezeu. Când nu vrei nimic de la viață, când n-ai nicio pretenție și nicio așteptare, atunci ești divin. Când nu pui cauzele lucrurilor în oameni și nu acuzi oamenii, atunci ești în divin. Aceasta este adevărata fericire și bucurie în Dumnezeu. Când nu ducem ceva până la capăt, atunci îl punem pe Dumnezeu pe primul plan. Acesta este cel mai important lucru în viața noastră. Numai în El este bucurie, dar El este paradoxal. Este și așa, și așa, și invers. Numai când afirmăm că El este și plus și minus, atunci îi facem o fotografie și îl oprim să nu se ducă în extreme. Numai atunci îl oprim și îl luăm de mână, altfel fuge pe invers, la capătul opus, ca să ne echilibreze. Asta este munca lui de o viață. Când spui că plăcerea nu este bună și o respingi, atunci îți vine plăcere din față. Dacă îmi spui că ea este bună, fiindcă este un ajutor, ca prin înfrângerea ei, înfrânarea ei, pentru că prin înfrânarea ei te încarcă cu energie vitală, atunci nu mai ești pus să o faci, să o vrei până la capăt. Dumnezeu întotdeauna echilibrează lumea, nu te lasă pe extreme. Aceeași plăcere are funcții diferite și opuse. Numai ea te înalță când nu te ridici, când nu te duci până la capăt, numai ea te doboară atunci când nu-i reziști și o vrei cu totul. Religia, pentru că zice că este rea, atunci ne duce în exagerare. Și tot ceea ce am respins ne pune Dumnezeu după aceea să trăim noi sau să ne vină din față. Când spui că diavolul nu este rău, ci doar un ajutor divin, atunci nu te mai atacă. Ne atacă pentru că am absolutizat ceva.
Diavolul nu face nimic altceva decât să ne arate calea divină, care este calea neexagerării, și ne ajută în modul acesta să creștem. Diavolul ca diavolul, dar ce ne facem fără el? Noi greșim când spunem că diavolul este rău în mod absolut, pentru că asta nu se poate. Este divinul care ia un rol corector. Toate depind cum le privim noi. Dacă spunem că sunt rele, ele devin rele. Cu cât suntem mai încercați, cu atât ne vom ridica mai mult. Rolul atracțiilor vieții este acesta, pentru înălțarea noastră, pentru întreia sufletului, dacă nu ne ducem până la capăt. Dacă astăzi am putut să ne înfrângem, mâine nu mai vine să ne provoace cu aceeași lecție. Altfel va reveni tot timpul și va zice, de data asta ai scăpat, dar voi reveni. Și acest diavol este un dar divin. Ne perfecționează continuu, ne duce în dumnezeire. Întotdeauna când cineva afirmă ceva în mod absolut, nu este adevărat, inversul este adevărat. Când diavolul îmi zicea că așa este bine, eu îi spuneam pe dos, îi vorbeam pe dos. Zicea să adun bogății, iar eu îi spuneam că puținul este destul, până când l-am enervat și s-a oprit. Și să înțelegi că este bine și chiar dacă nu te înfrânezi, pentru că va apare suferința care te va duce la înfrângerea euului a diavolului. Deci diavolul este extremist, este absolutist, este idolatru, este fixist, este dogmatic. El spune mereu că numai așa este bine. Diavolul zice, asta este rău, eu ziceam pe dos că e bine. Asta l-a supărat de fiecare dată. El absolutizează. Arma cea mai puternică împotriva lui este să te opui absolutizării. Întotdeauna oamenii care absolutizează o parte, chiar dacă zic ei că sunt credincioși, sunt idolatri, se închină la diavol, sunt diavol. Ei așa vorbesc, este rău să. Noi să zicem că este bine și să aducem argumente de ce este bine. Este un ajutor deosebit. Am învățat foarte multe de la el. Am învățat să-l contrez, să mă opun lui. Mă opun întotdeauna polarizării, absolutizărilor, idolilor. Acesta este diavolul. Părerile unice, polarizate, poziționate pe o parte, sunt diabolizare. Așa îl contram. El zicea că e rău, eu ziceam că e bine și spuneam și de ce. Așa se învinge diavolul. Spunând că inversul pe care el îl respinge este bun. Și să spunem de ce. Când ne vin gânduri că e ceva rău, nu e adevărat. E de la diavol asta. Și spunem că este bine și aducem argumente de ce este bine. Să lăsăm lenea și să facem un efort să găsim argumente. Că este foarte bine acolo unde gândul spune că este rău. Gândul de la diavol. Gândurile care vin de la Dumnezeu sunt de încurajare, sunt luminoase, sunt de putere. Nu te slăbesc niciodată. Și trebuie spuse mai multe argumente pentru că el rezistă. El cedează numai la multe argumente, dar el rezistă ca să devenim noi mai puternici, mai statornici. El nu stim jocul acesta, dar important este că el are respect. Dacă vede că te străduiești să îi te opui, și aduce argumente inteligente, atunci se va opri cu siguranță. Atacă, dar noi trebuie să știm să îl anulăm. Atunci se oprește. El atacă întotdeauna cu afirmații absolute, care par evidente. Dar dacă noi nu suntem poziționați pe o parte, el nu ne poate ataca, pentru că chiar acea poziționare este prezența lui. Este posesie. Suntem posedați de el. Omul care este poziționat pe o parte și care zice că numai așa sunt lucrurile, este diavol. Chiar dacă el zice că este credincios, el este o ființă întunecată, pentru că numai diavolul este polarizat. Sufletul acceptă toate părerile și doar le alătură și nu ține cu niciuna. Asta este diferența. Adică acceptă orice părere. Este de acord cu tot ceea ce există. Dar privește cum lucrurile trec unele în altele. Și doar le descrie, atât face, nu ține cu nicio parte, doar descrie și arată care este cauza lucrurilor. Noi vom avea putere să îl anulăm sau el nu mai vine spre noi în momentul în care îl alegem întotdeauna pe Dumnezeu, adică alegem să nu fim poziționați pe o parte. Când spunem că și asta este valabil, dar și asta. Și Dumnezeu înseamnă nivelul nostru de înfrângere a binelui propriu. Câtă înfrângere avem, atât de puternici suntem în divin.
și diavolul nu mai vine la noi. Cât de mare este sacrificiul de sine, atât de mare este prezența lui Dumnezeu cu noi. Diavolul este verificatorul divin. Nivelul de absolutizare arată nivelul nostru de posesie, cât de radical suntem. Cum mergem spre mai mult? Cum vine să ne corecteze? În divin suntem îngăduitori cu greșeala lui. Așa cum Dumnezeu vine spre noi întotdeauna sub forma unui om care greșește mereu. În starea divină noi nu absolutizăm principii și reguli și le încălcăm întotdeauna. Radicalismul vine din acest mai mult bine, mai frumos pentru noi. De aceea exorcizarea înseamnă încălcarea absolutismelor, refuzul lor, împotrivirea la absolutizări, la poziționare. Dar trebuie să le înfrângi singur, altfel ne le distruge el, ne ia prin surprindere și ne doare tare. Trebuie să nu căutăm mai mult binele nostru niciodată, pentru că asta înseamnă poziționare. Ne ridicăm pe noi și îl coborâm pe Dumnezeu. Noi nu putem să-L înțelegem pe divin decât în momentul în care ne înfrângem binele, renunțăm la binele nostru. Atunci înaintează divinul. Dar diavolul ăsta poate să vină și sub formă de gânduri de îndoială, de nemulțumire. Atunci e inversul și aduci repede argumente și el fuge. Când ai mai mult decât îți trebuie, nu poți să fii inspirat. Dumnezeu nu este cu tine. Este bogăția lumii, dar nu mai e Dumnezeu. Diavolul vine în funcție de nivelul nostru de comodități și ușor și de lene. Dacă căutăm puținul, diavolul vine la noi ca să ne tenteze. Când ne trezim dimineața și învingem lenea, pe diavolul îl învingem. Pe el îl mai cheamă lene. Și atunci când ne învingem lenea, noi îl alegem pe Dumnezeu. Să știm asta cu siguranță. Când alegem greu, îl alegem pe el. Dacă toată ziua alegem ce nu ne place, îl alegem pe Dumnezeu. El este cu noi în puțin. Restrângerea este iubire de Dumnezeu și unire cu el. Îl iei de mână atunci. În puțin te poți întâlni cu el. Și el este cu tine real. Dar dacă nu îl identificăm cu restrângerea și înfrângerea de sine, noi nu-l simțim și nu-l trăim niciodată. Indiferent câte rugăciuni am face, exerciții de meditație sau de respirație. De aceea s-a născut ritualul. Când Dumnezeu nu este cu noi, atunci noi ne vom îndrepta spre ritual. Omul care nu se jertfește pe sine va căuta în afară. Dar cel care se sacrifică pe sine, sacrifică ego-ul, nu are nevoie de rugăciune sau de ritual, pentru că îl trăiește pe Dumnezeu. Îl simte chiar în greutatea vieții lui. Este chiar momentul în care el nu mănâncă mai mult sau își refuză plăcerile peste măsură sau refuză comoditățile, stabilitatea sau siguranța vieții. Deplasarea spre puțin este apropierea de divin. Diavolul este testul de verificare și poate să vină în orice clipă. Când nu mai vrei să lenevești în pat dimineața, atunci îl alegi pe Dumnezeu. Întotdeauna, în toate situațiile noastre, cotidiene, de zi cu zi, îl alegem sau nu îl alegem. Oamenii fac ritual ca să nu îl afle niciodată pe Dumnezeu. Cel care nu se sacrifică pe sine, nu îl va cunoaște niciodată. Cel care nu sacrifică binele, nu îl poate trăi pe Dumnezeu niciodată. Diavolul nu este rău, este chiar divinul, căruia ego-ul nostru îi spune diavol. Dumnezeu este peste tot, totul este creația Lui, nu este ceva, nu există ceva în afara creației Lui. Sunt doar teste. Cum să fie rău? E Dumnezeu care ne face rău. Ca să ne salveze sufletul, bine ne face. Pentru că suntem prea egoiști. El tot ce face, face bine. El face cel mai mare bine când ne face cel mai mare rău. Atunci El vine spre noi în forma cea mai insistentă și presantă. Dacă noi căutăm numai bine, El ne va face numai rău. Ca să echilibreze. Deci ca să nu trăiești suferință, trebuie să renunți la mai mult binele tău. Pentru că mai mult binele tău înseamnă egoism și Dumnezeu atacă întotdeauna pe diavolul din noi. El face și bine și rău, depinde ce alegem noi. Dacă alegem numai binele, El ne face numai rău. Asta a făcut religia, a absolutizat binelui și ne-a aruncat în iad. Și atunci l-au pus pe Dumnezeu să vină asupra noastră numai sub formă de rău și suferință. Cel mai mare pericol pentru noi este să fim poziționați pe o parte, să absolutizăm binele nostru. Deci comoditățile, bunăstarea, belșugul, stabilitatea, siguranța și savoarea sunt cel mai periculos și cel mai rău lucru din viața noastră. Ne duce în moarte.
Dar dacă mergem spre ele în mod absolut, vom suferi în mod absolut până când înțelegem. Dacă înțelegem, dacă nu murim, înseamnă că nu este încă timpul acum să înțelegem. Nu e nimic rău. Venim înapoi dacă El vrea. Dacă ne vede foarte extremiști, s-ar putea să ne ducă în iadul 2 și atunci nu o să mai venim niciodată pe pământ. Ăsta este regretul pe care îl au globurile foste suflete care sunt în iadul 2. Iadul înseamnă regret. Dacă fixăm binele și îl absolutizăm, vom fi nefericiți continuu. De nu se mai termină. Și sunt teste ca să vadă cât de mult îl iubim, cât de mult râvnim după el și îl căutăm. Dar toată învățătura lumii este poziționată. Acum este pentru prima dată când se spune că și plus și minus sunt adevărate. Repetăm ce de fapt s-a spus în Vechiul Testament. Înfrângerea de sine aduce binecuvântări și taine asupra noastră. Inspirație. De fapt, e vorba despre plăcerea adusă până la capăt. La mâncare, la comodități, la siguranță, stabilitate. Lenea ne ia din puterea vieții, din puterea de a ne împotrivi la plăcerile peste nevoie. Toate se leagă între ele. De aceea nu se pot ține dietele. Mai mult, mai frumos, mai comod, mai plăcut. Acest mai este cel care consumă din energia vieții. Ca să ne putem opune atracțiilor și fericirilor acestei lumi, ne trebuie energie de înfrânare, care se obține numai prin înfrânare. De aceea am putut să trec în lumea de dincolo și altfel nu puteam. Și știam asta. Plăcerea ne ia din puterea divină de împlinire. Noi vrem să avem fericire în viață, dar nu avem energie, nu avem cu ce să le împlinim. Numai jertfa de sine este cea care ne încarcă cu energie subtilă, energia miraculoasă din care Dumnezeu poate să facă, de prezența Lui, care îl determină pe El să ne ajute, cu care El poate să ne ajute. Fără prezența acestei energii miraculoase care vine din reținere, din restrângere, din sacrificiu de sine, noi nu putem împlini lucruri în viața noastră. Deci dieta nu este problemă cu dieta, problema este că nu avem energie să facem restrângerea respectivă pentru că nu avem energie din restrângere, nu avem jertfă de sine. În cauza asta, întâi trebuie să te jertfești pe tine în toate situații de viață, să alegi greu și nu ușorul și cu energia aceea ai putea să, o să poți să spui nu la atracțiile și fericirile vieții, o să poți să pui, să faci și o dietă. Plăcerile ne iau din puterea divină de împlinire și nu putem să ne împlinim visele și nu ne putem să ne opunem comodităților. Ne înving. Salvatorul pus mai sus înseamnă orice pus mai sus, înseamnă plăcerea pusă pe primul plan. Și asta este diabolizare. Noi ne închinăm la diavol și îi zicem că e salvatorul nostru. Ne închinăm la plăcerea peste nevoie. Și atunci, fără înfrânare, Dumnezeu nu este cu noi și viața noastră devine nefericită și ne aruncă în iad. În modul acesta, prin închinare la plăcere peste nevoie, ne închinăm la diavol. Și nu putem să spunem nu comodităților, satisfacțiilor, simțurilor, ne înving. Și asta ne ia din viață. Tot ceea ce depășește necesitatea și e dus până la capăt ne poate omorâ. Așa ne țin vulnerabili și ne pun văl pe față. Dogma stabilește reguli și limite. Dumnezeu iubirea le distruge. Doamne, dă-mi puterea să aleg întotdeauna puținul. Suntem învățați în biserică să fim buni, să avem dragoste pentru aproapele, dar nu ne spune nimeni cum să ajungem să trăim această stare. Că dacă n-ar spune, am fugit toți. Și nu o vrem, pentru că asta implică muncă continuă, jertfă de sine a eului, prin înfrânare de la mai mult bine, prin înfrânare de la fericirile acestei lumi peste măsură. Simplitatea, greul puțin, nu ne aduc în îngăduință și înțelegere și ne dă această dragoste în suflet. De aceea oamenii nu au dragoste fiindcă iubesc ușorul și prea mult binele. E important să divorțăm de noi înșine, să renunțăm la mai mult binele nostru. Aceasta este iubirea de Dumnezeu. În familie unul divorțează de el însuși, dar celălalt nu divorțează de el însuși. Și atunci nu se mai potrivesc lucrurile, nu mai merg. O relație frumoasă este acolo unde amândoi divorțează de ei înșiși, renunță la mai mult binele lor pentru celălalt. Privesc în aceeași direcție și au același scop și trăiesc unul pentru celălalt. Acesta este raiul.
Cea mai frumoasă relație este când amândoi își înving eul și nu știu ce să facă ca să fie celuilalt mai bine. Iubirea, sprijinul reciproc, ne duce în rai. Este o energie propulsoare. Când noi nu mai contăm, atunci trăim cu adevărat iubirea divină. Iubirea omenească, simplă și banală, când renunțăm la eu pe primul plan, atunci devine divină. Și este ca o rugăciune. Cedarea, în toate situațiile de viață, să nu-ți cauți avantajele tale, reprezintă o mare putere de împlinire. Cantitatea de cedare din viața ta, de renunțare la binele propriu, înseamnă prezența lui Dumnezeu, care îți împlinește orice dorință, chiar neexprimată. Restrângerea este o mare putere. Să faci curățenie, să speli, să faci cumpărături, mâncare. Acesta este secretul. În școala iubirii se repetă de atâta timp și nimeni nu știe că de asta depinde totul și nu le vine să creadă. Nu aplică. Ne-a distrus comodul acesta de nu ne-am văzut. Salvatorul. Salvatorul pe primul plan înseamnă comoditatea pe primul plan. Salvator ne-a salvat de Dumnezeu, că Dumnezeu ne ducea în greu și în puțin. Și atunci eram cu adevărat fericiți, așa suntem nefericiți. Acestea care le spunem noi aici sunt secrete. La zalmose nu le dădea oricui. Dar chiar dacă le spunem, suntem exact în situația cu Alexandru Macedon. Nu le aude nimeni, nu le urmează. Asta i-ar da omului totul, a rezolvat toate problemele din viața lor, dar nu le convine. Și ar fi simplu, doar să se restrângă în toate. Atunci vechiul om se schimbă și nu mai aparține aceste lumi. Și ai un sentiment ciudat, că trăiești aici, dar nu aparții aceste lumi. Este o trăire diferită, dar este la îndemână oricui. Oamenii așteaptă teorii extraordinare de la spiritualiști și psihologi, care nu fac decât să încurce mintea noastră. Nimeni nu-și permite să spună că Dumnezeu este jertfa ta de sine. Când nu-ți vrei binele, atunci îl întâlnești pe El. Nimeni nu poate să spună lucrul ăsta, pentru că toți oamenii vor un mai mare bine pentru ei, de aceea merg la biserică și la psiholog și la spiritualiști. Pentru un mai mare bine pentru ei, deci ei se închină la mai mult bine, deci la diavol. Sunt cursuri de diabolizare. Dar nu se poate să dorească să se înfrâneze pe sine, nu poți să-și închipui lucrul acesta, pentru că ar însemna să se autolimiteze în toate, să aleagă greu și nu ușorul și nu se poate. Am fost învățați întotdeauna să ne căutăm mai mult binele nostru. Omul nu-l caută pe Dumnezeu, nici nu-l interesează. Face cursuri de toate felurile pentru mai mult bine pentru ei. Nimeni nu vrea să asculte că Dumnezeu este în împuținare, nu este în mai mult bine. Când ești sclav, când ești rob, când ești ca o cârpă magică care șterge totul. Acesta este secretul, să fii o cârpă. Egoul înfrânt te face cârpă și te unește cu Dumnezeu. Cine vrea asta? Este înălțare. Aceasta este taina. Dăm cât mai mult greu. Acesta este secretul. Smerenia vine după trăirea acestei greutăți. Jertfa de sine este cea mai mare apărare. Și vei cunoaște oamenii și vei simți când cineva vrea mai mult și tu vei respinge acest mai bine pentru tine. Asta este apărarea, greul. Sacrificiul de sine este prezența lui Dumnezeu. Cu energia pe care obții la restrângere de sine, poți împlini orice vis. După mii de jertfe de sine, Dumnezeu a venit la Solomon și a zis, iată-mă, există și bine și rău, nimic nu poate fi contestat sau eliminat. Nu răul trebuie eliminat, ci noi, dacă nu absolutizăm binele, nu era nevoie de rău. Binele trebuie redus și va fi redus și răul. Aceasta este calea divină. Calea divină este grea și neplăcută. Sunt uimit, sunt 7000 de filme și atâtea cărți și am zis mereu despre restrângeri, dar nu se simte cât de mare putere este aceasta și cred că nu se poate înțelege, pentru că oamenii au bunăstare, dar însemna să se ducă spre puțin, spre împuținare, să refuze mai mult bine pentru ei și asta ei nu pot, pentru că întotdeauna omul a căutat o siguranță și o stabilitate în viață și nu o pot lăsa. Deci le dai cea mai mare putere a Universului și nu o vor. Ce tare! Dacă ai restrângere, nu te poți îmbolnăvi, pentru că n-ai ego care să fie scăzut prin boală sau prin nenorociri, prin cazuri, prin suferințe, prin dureri. Și totuși,
nu se vrea să se înțeleagă. Lucrul acesta sunt spuse de mii de ani, dar nu se vrea. În Vechiul Testament a fost o propoziție, doar după mii de jertfe de sine ale lui Solomon, Dumnezeu a venit și a spus, iată-mă, trebuie să cucerești singur această înțelegere, să te străduiești, Dumnezeu să vadă că îl vrei și că renunți la lume. Îl vrei pe Dumnezeu numai când nu mai vrei lumea și fericirile ei. Dar este jocul lui, cred că Dumnezeu nici nu vrea destrămarea iluziei lui, acestui vis cu totul. El vrea doar să-l cucerim. Este, viața pe pământ este o selecție a valorilor, a meritelor. Numai cel care merită poate să fie lângă el, acolo sus, la prag. Să-l căutăm cu tot sufletul nostru, să-l vrem din toată inima noastră, înseamnă să nu știm ce să facem ca să se facem mai mult rău diavolului din noi. Asta înseamnă apropiere de Dumnezeu. Să-i facem rău diavolului. Adică să nu vrem comoditățile, să nu vrem o plăcere până la capăt, să nu vrem stabilitate, siguranța vieții. Deci îndepărtarea periodică de atracțiile acestei lumi este apropierea de Dumnezeu. Ciudat este că acolo sus la prag nu am văzut creator de religii, ci ființe simple, robi. Toți cei care sunt la prag sunt numai robi. Nu sunt cei la care se închină oamenii. Nu se poate să ne închinăm decât la Dumnezeu. Dumnezeu a spus că nu există alt mântuitor în afară de mine. Și toți suntem sfinți. Această afirmație este foarte puternică, deci nu este nimeni mai sfânt decât altul. Omul străzii avea soarele de iubire, nu e cineva mai sus, suntem același soare de iubire. Important este să spunem nu atracțiilor peste măsură ale vieții și să ne împuținăm, să ne întărim sufletul. Totul se întărește numai la restrângere. Apoi ni se va dezvălui și vom vedea singur fiecare soarele de iubire din oameni. Iar dacă ne închinăm la un locuitor, nu se poate. Salvatorul pus mai sus este binele nostru pus mai sus. Și așa ne opunem restrângerii, deci ne opunem lui Dumnezeu. Salvatorul, când pui ceva mai pe sus decât el, te opui, te împotrivești lui Dumnezeu. Au distrus restrângerea care este sacrificiul de sine, care este prezența lui. L-au atacat punând un om mai sus. Și atunci restrângerea care e Dumnezeu nu mai poate fi importantă. Salvatorul scoate pe Dumnezeu din lumea lui și îl dă afară. Și asta este închinare la diavol, diabolizare. Cine se omoară între ei, nu credincioșii? De ce se omoară între ei? Pentru că nu îl au pe Dumnezeu deasupra, ci materia, adică ego-ul, binele lor. Deci se văd diferiți. Cine i-a făcut să se vadă diferiți? Salvatorul. A tăiat legătura cu Dumnezeu. Când ai pe Dumnezeu deasupra, îl vezi peste tot. Și ca să-l ai, să-l ai deasupra, trebuie să te duci în jos, nu în sus. El este modestie, simplitate, smerenie. Salvatorii diferiți ne fac să ne urâm între noi și să ne omorâm datorită salvatorului diferiți. Dacă l-aveau pe Dumnezeu, nu se puteau omorâ între ei, pentru că nu mai sunt opuși, nu se mai văd diferiți. De ce a permis Dumnezeu toate acestea dacă El pătrunde totul? Dacă nu mai avem un înlocuitor al lui Dumnezeu pus deasupra, atunci dispare eul. Dispărând ego-ul, dispar războaiele, autoritatea preoților se pierde și stăpânii dispar și bolile și suferința. De ce a permis Dumnezeu asta? Ca să vină binele, ca să vină bolile, trebuie să punem binele nostru mai presus. A pune pe Dumnezeu mai sus înseamnă să pun simplitatea și restrângerea, modestia mai sus. Acesta este Dumnezeu. Dar Salvatorul mai sus este binele meu pe primul plan, adică egoismul meu mai sus. Adică mă ocup de mine în primul rând. Un concept conține tot lanțul lui logic, este ca o vrajă. Când omul se închină la locuitor, pune materia mai sus, cu toate consecințele ei. Și dă naștere la boli care să vină să ne distrugă absolutismul și să ne ducă în reținere, în restrângere. Fără Salvator nu există boli, nu există necazuri în viață, durere și suferință. Pentru că nu poți pune nimic mai sus. Ce fac evreii ultraortodoși? Se duc în jos. Asta înseamnă închinare la divin. Salvatorul pus mai sus este închinare la ego, la materie. Și civilizația modernă ce pune mai sus? Binele propriu. Evreii aceia ce pun mai sus? Modestia, simplitatea, care este Dumnezeu, prezența Lui. Îl vezi peste tot, în modestia și în simplitatea lor. Noi nu știm că este El. Și ce este diavolul? Binele propriu pus pe primul plan este diavolul.
închinare la diavol. Dumnezeu este modestia și simplitatea pusă pe primul plan. Deci când mergi în jos, de fapt tu te înalți. Aceasta este înțelegerea, tot să meargă în jos, în ansamblu. Atunci îl pun pe Dumnezeu mai sus, El deasupra tuturor. Când toți sunt în jos, atunci El este mai sus. Cu cât toți sunt mai jos, cu atât Divinul este mai sus. Credința este mai mare. Cu cât omul se duce mai jos, cu atât credința lui este mai mare. Cu atât se închină mai mult la Dumnezeu, cu atât Divinul este mai prezent în viața lui. Fără Salvator, toți eram ca ei. Și contează. Deci Zamolse era ca și acești evrei și dacii. Noi, ca popor, mergem în jos. Nu suntem creștini. Ce a zis îngerul la peștera de la Basarabi, mufatlar de astăzi? Acum se trece la o nouă religie, dar religia dinainte era mult superioară. Nu de alta, dar cea care este acum, pe asta nu o vor respecta. Noi mergem în jos ca popor, exact ca evrei aceștia. Deci noi urcăm. Este un popor care urcă spre cer cu toții. Nu suntem creștini. Nu am fost niciodată și nu putem să o fim pentru că nu ne lasă strămoșii. Ne opunem la mai mult binele nostru. De unde știm asta? Din oroaiele din curte pe care le au oamenii, din sărăcia și simplitatea lor. Arată că ei nu pun bază pe materie, se duc în jos, nu în sus. Adică sufletul pentru ei este mai important. Nu mers pe mai mult. Am văzut ce s-a întâmplat la trecerea la noua religie. Preoții daci au jucat teatru. Suntem programați prin limbaj. Nu se poate ieși din program. Limba este suitoare, urcă. Și asta este moștenirea noastră. Nu ai unde să fugi din programul lingvistic. Și am văzut cum veneau, erau veseli, apoi aveau un zâmbet, apoi a zis cel din față să fim serioși și să ne împotrivim, să arătăm că suntem afectați. Și asta au făcut, s-au certat la început, dar fiind eteric, i-am simțit cum sunt. Interiorul lor era greu să joace teatru. Și a zis cel mai bătrân, nici nu știți ce v-am pregătit noi vouă, în sine a zis. Asta este cea mai mare putere în cuvinte. Erau aceiași înțelepți din muntele Bucegi, aceiași. Se materializează și se dematerializează când vor ei. Exact cum am făcut și eu, retrage atenția de pe exterior la 5 ani și devii suflet. Am spus, am explicat cum se face, dar nu se vede. Jertfa de sine dă o enormă putere omului, o putere dumnezească. De aceea, stăpânitorii lumii ne împing tot timpul spre plăcerile vieții, spre mai multă materie și diavolul la fel, pentru că dacă ne ducem spre împuținare și refuzăm plăcerile lumii, ei își pierd autoritatea și puterea asupra noastră. Pentru că noi vom trăi prin jertfa de sine pe Dumnezeu și nu o să mai avem nevoie de preoți, de liturghii, de rugăciuni, de exerciții de meditație și de respirație, de cursuri de New Age și spiritualitate, unde te învață numai cum să fii un diavol desăvârșit. Dar nu se poate aplica această jertfă de sine pentru că oamenii au bunăstare, trebuie să renunțe la mai mult binele lor continuu, să nu-și adauge mai mult bine pentru ei. Trebuie să renunțe la acest mai mult bine și nu pot. Trebuie să nu aibă mai mult decât este necesar. E foarte important să nu ai mai nimic. Atunci vei avea iubire. Când nu ai mai nimic, atunci ai iubire. De mult vorbim lucrurile acestea în 7000 de filme, dar deodată ți se par aceste lucruri evidente. Starea aceea de evidență este foarte puternică și schimbă caracterul și destinul nostru, structura timpului și spațiului. Trebuie o perioadă lungă de timp în care noi să alegem greu ca să pornească schimbări reale în viața noastră. Atunci vei simți că totul este diferit în viața ta pentru că te-ai schimbat în interior. Este o altă înțelegere, un alt mod de a privi lumea. Simți că nu mai aparții pământului, că ești în altă parte, privești altfel lucrurile. Trebuie să-ți dedici viața iubirii. Iar iubire de Dumnezeu înseamnă neiubire de lume. Când nu mai iubești lumea, atunci îl iubești pe Dumnezeu. Deci înseamnă o continuă împotrivire la mai mult binele tău, o îndepărtare periodică și continuă de satisfacțiile peste măsură ale vieții. Plăcerile nu sunt de respins, doar să nu le ducem până la sfârșit.
să le înjumătățim. Într-o relație, ca să funcționeze frumos, trebuie să vină unul spre altul continuu, să se jertfească unul pentru altul continuu. Atunci relația va funcționa. Atunci sufletul este pus mai presus decât orice. Când iubirea de divin, de Dumnezeu, este pusă mai presus decât toate, atunci restul vine de la sine prin grija lui și vine în dar, frumusețe în dar. Există o singură boală în lume, idolatria, dar Dumnezeu distruge idolii fără milă. În momentul în care femeia face totul pentru bărbatul ei, atunci ea se va duce la alta. Întotdeauna interiorul nostru determină exteriorul. Ce se spune aici în școala iubirii este foarte puternic și foarte profund. Cu cât te restrângi mai mult și te abții de la bucuriile peste măsură ale vieții, cu atât bucuria sufletului este mai mare. Și cu atât mai mult îl conștientizezi prezența lui Dumnezeu. Omul nu are restrângere, nu are jertfă de sine, nu are sacrificiu. Sacrificiul acela este prezența lui Dumnezeu. Că omul zice că nu-l simte, că nu-l trăiește, dar dacă nu face sacrificiul acela, n-ai cum să-l simtă. Că îl se simte în acea greutate pe care o trăiește. Abținerea, reținerea împuternicește iubirea, crește iubirea. De fapt, înseamnă iubire. Jertfa de sine înseamnă iubire de Dumnezeu, înseamnă prezența lui. Să știm clar asta și să o repetăm mereu. Sacrificiul de sine este prezența lui Dumnezeu. Oamenii se roagă, dar nu se sacrifică pe ei. Fac exerciții de meditație sau de respirație, dar nu se jertfesc pe ei. Ci fac invers, luptă pentru mai mult binele lor, luptă pentru adevărul și dreptatea lor și acolo nu este divinul, ci este în înfrângere, în reținere, în abținere, în renunțare, în cedare. Când îți cedezi binele, atunci te uni cu el, așa de simplu este. Atunci ne înălțăm, ne unim cu divinul la nivel subtil. Când nu punem materia pe primul plan și nu o facem scop. Când este indiferent dacă este bine și rău în viitor. Când este ușor să ne lăsăm în voia lui, atunci ne unim cu el. Când pierdem eul nostru și avantajele noastre, atunci suntem una cu el. Când te înfrânezi, de fapt, real, intri în soarele de extaz din lumea de dincolo. Intri în Dumnezeu. Acea stare este din supa de fericire, când te pierzi pe tine total. Când nu mai faci nimic pentru tine, atunci faci totul pentru Dumnezeu. Și dedici viața ta lui Dumnezeu. Este exact acea stare pe care o simți atunci când intri în supa de fericire. Așa arată raiul. Este o pregustare. Starea de jertfă de sine, de restrângere, de înfrânare, este o pregustare a raiului, a soarelui de iubire. Este o foarte mare putere în asta, pentru că chiar Dumnezeu este această jertfă de sine. El ne ține în viață sacrificându-și binele. Deci noi ne unim cu El când facem ceea ce face El. Și trăim o stare sublimă. E un dar divin și o mare binecuvântare să poți să te lași pe tine în toate situațiile de viață. Să nu vrei să ai dreptate, să nu vrei să învinzi, să nu vrei să câștigi, să fii de acord cu toate părerile, să nu luți pentru mai mult binele tău, pentru adevărul tău, să te lași folosi, să dai întotdeauna celuilalt întâietate. Asta este unire cu Dumnezeu și este cea mai mare bucurie pe pământ. Pentru că nu trece, nu se schimbă, e mereu aceeași. Renunțarea la sine în toate situațiile și alegerea greului este iubire de Dumnezeu. Această iubire îți dă o altă înțelegere. Îți dă viață, îți dă sănătate, bucurie peste fire și nu se compară cu nimic, este înălțătoare. Dar cine o vrea? Ar însemna ca primul lucru pe care să-l facă, să facă sacrificiu pentru celălalt, nu pentru sine. Să caute mereu, să nu știe ce să facă, ca să se opună binelui său, lenei sale, comodităților, siguranții, stabilității, să nu le vrea. Atunci îl dorim pe Dumnezeu și îl vrem pe Dumnezeu. Când nu vrem fericirile acestei lumi, peste nevoie. Când nu ai eu, te cuprind o stare de extaz, care este identic cu cea din supa de fericire, și ai sentimentul că aceasta este natura ta, nu se termină niciodată și nu ți-o poate lua nimeni niciodată. Atunci noi transformăm materia în bucurie. Numai când refuzăm să ducem satisfacțiile, comoditățile și plăcerile până la capăt. Și capeți o putere dumnezeiască atunci. Care este de fapt prezența lui Dumnezeu. El vine în tine când eul tău s-a retras. Când nu vrei binele, atunci Dumnezeu îți vrea tot binele.
Important este să nu-ți vrei binele niciodată, să nu pui pe primul plan și să te jertfești continuu pentru ceilalți. Fără jertfa de sine, nu poți să vezi clar pentru că nu se ridică vălul de pe față. Este o lecție extraordinară această învățătură pentru toată lumea. Fără jertfă de sine, noi nu putem să iubim pe Dumnezeu și nu ne putem lăsa ghidați de El. Sacrificiul de sine mișcă lumile, cerul se mișcă și pământul. Evreii nu au salvator și se închină numai la Dumnezeu, de aceea ne dețin pe toți ceilalți. Când te lași pe tine, Dumnezeu te binecuvântează, dar dacă nu te lași pe tine, te pedepsești singur și te blestem. Așa de minunat te simți când iubești. Este în iubire o siguranță sfântă. În iubire ești o făptură nouă. Noi trebuie să iubim orice ar fi, dacă nu vrem să ne împiedicăm. Dacă ai dragoste, adică dacă ai înfrânare, nu mai ai nevoie să ai dreptate. Dacă vrei să ai dreptate, nu mai poți să iubești și să te înfrânezi. Una depinde de alta. Una este alta. Înfrânarea este iubire de Dumnezeu și prezența Lui. Trebuie să facem tot posibilul ca să fie greu corpului. Jertfa binelui corpului este înălțare, este apropiere de divin. El, chiar Dumnezeu, asta face și toate elementele naturii se jertfesc pe ele continuu. Când noi le nevim, ele se jertfesc ca să ne țină în viață, să știm asta, să înțelegem asta. Și lenea prea multă, prea multe comodități și prea mult ușor și bine, îl îndepărtează pe Dumnezeu și îndepărtează viața. Este un semn că am îmbătrânit, că nu mai vrem să trăim, că vrem să murim. Când cauți greu, cauți viața. Când cauți ușor și plăcutul, vrei să mori și vei muri. Când nu reușim să ne înfrângem benevol, singur ne înfrânge El cu forța. Să ne sacrificăm binele este foarte greu, dar dacă îl sacrificăm, atunci ne unim cu El. Depinde ce alegem. Îl mai cheamă pe Dumnezeu și jertfă de sine. Deci totul se jertfește în natură. Nimic și nimeni nu pune binele lor mai sus. Nici inima, nici aerul, nici soarele, nici celulele noastre. Aici greșim, pentru că punem binele mai sus și Dumnezeu nu este binele Lui. E lipsa binelui Lui. Dumnezeu își sacrifică binele, nu-și caută binele. Nici aerul, nici soarele, nici celulele, nici inima, nimeni nu-și caută bine, nici organele noastre. Totul se sacrifică pe sine. Deci unirea cu Dumnezeu înseamnă jertfă de sine. Nu înseamnă rugăciuni, nu înseamnă închinare la icoane, nu înseamnă exerciții de meditație sau de respirație. Înseamnă sacrificiul binelui Său. Și nimeni nu spune asta. Oamenii merg să facă cursuri cu psihologi, cu tot felul de spiritualiști, se duc la preoți pentru mai mult bine pentru ei, dar se închină la diavol. Ce înseamnă diavolul? Eu pe primul plan, binele meu, adevărul meu, dreptatea mea, peste de toate, se închină la diavol. Este închinare la satana. Sunt cursuri de diabolizare. Vor să fie niște diavoli desăvârșiți. Când cauți mai mult bine pentru tine, mai sus, mai mare, mai frumos, mai bogat, de fapt te diabolizezi. Acela este iadul. Deci Dumnezeu nu este binele Său, El este lipsa binelui Său. El nu-și caută niciodată binele, El se jertfește, își jertfește binele. Jertfirea binelui Său este iubirea pentru creația Sa. Tot ceea ce există în universul acesta se jertfește pe sine. Nimeni, dar nimeni nu face nimic pentru sine, dar nimic. Inima, celulele, aerul, apa, pământul, cerul, soarele, nimic. Nu face nimic pentru sine. Toți se jertfesc. Noi trăim datorită jertfei lor. Respirăm datorită jertfei aerului. Ne bucurăm de lumină datorită jertfei soarelui. Ne bucurăm de viață datorită jertfei celulelor sau a organelor din noi sau a inimii noastre. Totul este jertfă. Și raiul este, de fapt, locul unde jertfitorii ajung. Numai robii ajung în rai, numai sclavii. Dumnezeu ce face? Pune greul pe primul plan, pune comodul, nu-și caută comoditatea, nu-și caută stabilitatea și siguranța vieții, sacrifică continuu. Celula se sacrifică, 80% din energie o dăruiește, nu-și caută binele. Viața asta este jertfă de bine, jertfă de plăcut. Binele pus mai sus este diavolul.
jertfă de comodități. Nimic mai bine. Dumnezeu nu-și vrea binele, își sacrifică binele. Asta este viața. Câștigi viață când sacrifici binele. Când dai energie, primești energie pură, divină. Noi trebuie să ne sacrificăm bine, să dăm cât mai multă energie, ca să ne încărcăm cu viață, cu sănătate, cu viitor. Gospodina, când face mâncare, nu știe ce să facă să fie mâncarea mai plăcută. Viața e sacrificiu. Și uite, așa distruge fără să știe. Când ne vrem binele, noi vrem moartea sufletului nostru. Când vrem binele corpului, vrem moartea sufletului. Noi trebuie să restrângem binele corpului ca să primim suflet, ca să ne întărim suflet. Cât energie are sufletul nostru, atât de lungă va fi viața noastră, atât de frumoasă va fi și atât de sănătoși vom fi. Deci sacrificiul binelui nostru trebuie să fie mai mare întotdeauna decât satisfacerea simțurilor, cu mult mai mare. Raportul trebuie să fie 80-20, deci sacrificiul trebuie să fie 80% și satisfacerea plăcerilor trebuie să fie 20%. Cam ăsta este raportul, 80-20. Gospodina ar trebui să nu știe ce să facă ca mâncarea să fie mai neplăcută. Că dacă este plăcută, vom atrage boli și necazuri. Totul este pe dos. După care bolile dureroase, suferința, ne duce într-o stare de indiferență față de binele propriu. Păi puteam să fim în starea asta de la început. Ăsta este rolul bolilor și a necazurilor. Ne distrug atașamentul de bine și ne duc în divin. Ne duc în starea pe care aerul, soarele, inima, celulele o au și Dumnezeu la fel. Asta înseamnă viață. Câștigăm viață când nu ne căutăm binele corpului nostru și îl refuzăm și nu ducem plăcerile până la capăt. Și o să vedem că nu o să mai avem nevoie de plăceri până la capăt. Că degeaba mâncam pâine, degeaba mâncam dulciuri și că nu ne folosea la nimic. Deci restrângerea trebuie să fie întotdeauna mai mare, cu 80%, decât satisfacerea simțului, care trebuie să fie doar 20%. Venim aici ca să evoluăm prin a respinge acest mai mult bine și mai plăcut. Asta este înălțare, să nu-ți cauți mai binele, să-l sacrifici ușor. Atunci nu ești atașat și nu-ți poate face nimic rău. Binele îți face rău dacă îl pui pe primul plan. Cel mai rău îți poate face numai binele. Comodități, stabilitatea, siguranța și savoarea fixate. Deci noi trebuie să nu căutăm binele corpului, ci să nu știm ce să facem ca să îl restrângem cât mai mult. Restrângerea să fie preponderentă, să fie dominantă. Cu fiecare victorie asupra plăcerilor peste nevoie și cu fiecare alegere a greutăților în viață, sufletul nostru se întărește. Mereu să nu-ți cauți binele, asta este cea mai mare fericire pe pământ. Deci, exact cum spunea înțeleptul din cristal, cea mai mare fericire pe pământ este nicio fericire pe pământ, în mod exagerat, nimic mai mult. A-L vrea pe Dumnezeu înseamnă a nu-ți căuta mai binele, ci să nu știi ce să faci ca să nu fie bine diavolului niciodată. Este pe dos totul. Pentru tine, Doamne, toate. Cum poți să ajuți un om? Este o întrebare. Să nu-l ajuți. E cel mai mare ajutor pe care poți da unui om, să nu-l ajuți. Este cel mai mare ajutor pentru că fiecare are nevoie de lecțiile lui și nu îi le putem lua. Fericirea în viață este să ajungi la această înțelegere, bucuria vieții, să vezi pe el peste tot. Și atunci nu ai cu cine să lupți, nu ai pe cine să vindeți sau să ajuți. Nu putem spune nici nimic despre nimeni. El, Dumnezeu, luând acea personalitate în rol, el trăiește lecțiile acelea. Nu îi le putem lua lui, că ne va ataca, ne va opri. Peste tot este numai el, este lumea lui, nu poate fi dat afară din lumea lui, nu există o altă lume decât lumea lui și el ia toate rolurile și toate măștile și toate lecțiile posibile. Nu poate fi contrazis cu nimic. Nu avem pe cine să vindecăm. Nu putem decât un singur lucru să facem ca să ne vindecăm viața noastră sau corpul nostru. Să renunțăm la idol. Să renunțăm la acest bine, pentru că binele acesta absolutizat este cel care este distrus prin cazul, bol, durere, suferință. Indiferent ce rol are Dumnezeu, ia Dumnezeu, se ceartă, se supără, oricum, sunt rolurile lui. Și nu poate fi contrazis.
Nu există ceva mai bine decât ceea ce deja se întâmplă. Este perfect ceea ce se întâmplă. Nu putem spune că ceva este mai bine decât altceva sau ceva este mai rău, pentru că nu știm nimica, pentru că El face lucrurile pe sute de ani de aici încolo. Cine fuge de greu, fuge de Dumnezeu. Și omul acela are nevoie de suferință. Nu putem să salvăm pe nimeni, este doar El care joacă roluri. Să fim clari în această înțelegere. Fiindcă acel ego are nevoie de acele lecții. El are nevoie de pierdere, de durere, de suferință ca să înainteze. Nu le putem lua lor lecțiile. E soluția perfectă divină, El joacă acolo acea personalitate. Ceea ce se întâmplă deja este perfect, este vindecarea. Nu se poate îmbunătăți nimic la exterior. Ne putem noi schimba, reducem idolii și atunci nu mai avem ego și fără ego nu mai este nevoie să vină ceva să ne lovească din față. Trebuie un singur lucru, să lăsăm în pace. Asta este învățătura școlii iubirii, să lăsăm pe Dumnezeu în pace, să facă ce vrea și să și moară dacă vrea. Are nevoie de tot ceea ce îi se întâmplă. Un singur lucru trebuie să facem, să ne sacrificăm binele propriu, ego-ul nostru, adevărul nostru, dreptatea noastră și nu aștepta ca cineva să te ajute pentru că nu ai nevoie de la ajutor. Ajutorul din față îți face rău. Fără jertfă nu se poate. Dumnezeu se sacrifică și noi vrem să ni se dea, cerșim. Dar ce facem ca să merităm să primim ceva? Ne trebuie cum? Mii de jertfe. După mii de jertfe de sine, Dumnezeu a venit și a spus, iată-mă. Fericirea este și lenea noastră. Comoditatea este ego. Este diabolizare. Când alegem lenea, noi îl alegem pe diavol. Când alegem bunăstarea peste nevoie, belșugul, siguranța, stabilitatea, comoditățile, noi îl alegem pe diavol și ne închinăm lui. Și îl posedăm. Și ne posedă. O mașină mai frumoasă decât trebuie este posesie. Înseamnă că ai diavol în tine. O mâncare mai bună este posesie. Când căutăm mai mult binele, noi îl căutăm pe diavol, ne închinăm la el. Dumnezeu se uită numai la purtarea noastră și la faptele noastre. Omul care respectă reguli religioase nu poate să iubească, pentru că atunci când fixează regula, Dumnezeu vine și o distruge, pentru că altfel devine idolatru, intransigent, exagerat. Orice fixăm noi devine idol și Dumnezeu vine și îi distruge. Noi nu ne putem înfățișa în fața Lui decât în genunchi, adică înfrânți. Și nu putem să auzim vocea Lui. Și El nu ne poate auzi pe noi. Deci omul se roagă degeaba din starea de bunăstare. Pentru că Dumnezeu nu-L ascultă. Trebuie să fii asemănătorul Lui ca să te poată asculta. Dar dacă ești asemănătorul Lui ca și un rob, ca un slujitor, ca un sclav, nu mai poți să ceri nimica pentru că sclavia respectivă e chiar prezența Lui. Și s-a terminat cu rugăciunea. Dumnezeu vine spre noi pe poziție secundară, ca un sclav. Noi greșim când spunem că lucrurile sunt numai așa. Atunci am fixat și imediat îl pornește pe dos. Și ne pune să trăim ceea ce am respins. Noi de idolatrie trebuie să ne ferim. Să nu spunem că numai așa sunt lucrurile, să egalăm opusele. Să nu punem principii mai sus sau virtuți și să le absolutizăm, pentru că atunci atragem distrugerea lor. El distruge întotdeauna idolii pentru că nu poate să accepte ca lumea care este secundară să fie pusă pe primul plan. Sufletul este pe primul plan, iar sufletul nu vrea nimic din lumea asta să pună mai sus. Sufletul doar se sacrifică. Și din cauza asta Dumnezeu distruge întotdeauna idolii. Să ne ferim să fixăm principii, reguli, virtuți, idealuri și binele propriu. Aici se întâmplă frica de Dumnezeu. Să nu fim absolutiști, polarizați pe o parte, pentru că va distruge polarizările. Și toată lumea este exagerat de polarizată, extremiști. Preoții ne zic, așa trebuie să fii. Și ne-am strâmbat. Și vine Divinul și ne pune să fim cum nu am vrea noi. Sau să ni se întâmple ceea ce am respins. Pentru că nu știm ce este Dumnezeu. El nu e poziționat. El nu are reguli. El le distruge. El este echilibru, este iubire. Dacă iubești, ai nevoie de reguli? Dacă ești sclavul tuturor, ești în iubire, ești în divin, ce reguli să mai respecti? Sclavii nu respectă reguli. Ei doar iubesc, ei doar se supun. Ei doar îl văd pe Dumnezeu peste tot. Nu au reguli. Nu au decât iubire. Nu au nimic. Nu au decât iubire.
Deci nu știm ce este Dumnezeu. El nu e polarizat. Dumnezeu nu are reguli, le distruge întotdeauna. El este în echilibru total. Nu are reguli pentru că El este supus. El este în echilibru, este în bună măsură. În poziția de echilibru nu există reguli, în starea de zero. Acolo nu vedem nimic rău. Totul este bine pentru că este viața Lui. Cum să spun că ce face El este greșit? Tu, Doamne, nu știi ce faci. Îți spun eu cum e bine, așa zicem noi, și nu se poate, decât să lăsăm în pace. Asta este toată învățătura școlii Bibliei, să lăsăm viața în pace și pe oameni să facă ce vor și pe Dumnezeu să greșească cât vrea El, cum face El de obicei, cum vine spre noi greșit, mereu. Asta este tot. Și lumea își vede mai departe de lecțiile ei de viață. Nu avem pe cine să corectăm sau să vindecăm. Religia, pentru că n-a polarizat pe o parte, ne-a făcut cel mai mare rău posibil, zicând așa da, așa nu. Când am fixat binele, n-a venit numai rău. Fără voia lui Dumnezeu, nimic nu se mișcă. Dar El nu este părtinitor. El nu zice că e ceva mai bine. El joacă toate rolurile. Nu putem să-L modificăm. Pe suferințele Lui, El are nevoie de ele. Nu îi le putem lua. Dacă intervenim, se întoarce împotriva noastră și zice un singur lucru, să lăsăm în pace, atât trebuie. Și El își va aduce mai departe suferința și pierderile și necazurile și durerile, atât ca are El nevoie de ele. Când înțelege că totul este de la Divin și este bine și perfect pentru că El le face pentru El, care joacă rolul, această înțelegere este cea mai mare fericire pentru noi. Că nu mai există ceva rău pe care noi să sărim, să-l reparăm, să-l ajutăm, să-l vindecăm. Atunci suntem în Divin. Nu mai există cu cine să te lupți. Doar îl lași să piardă, să sufere, să se lupte. E lupta Lui divină. El are nevoie de ea ca să ducă personalitatea respectivă în cine știe ce înțelegere. Sunt lecțiile Lui proprii, nu îi le putem lua și nu îl putem opri. Cine sunt eu să le opresc? Totul este necesar, nimic de adăugat, nimic de scos. Sunt rolurile Lui, nu putem să-L schimbăm. El este prea colosal. Iar eu, ca eu, sunt prea mic și nu pot să schimbăm nimic. E zadarnic. Să lăsăm în pace și El va face ce are nevoie. Nu are nevoie de noi niciodată, să înțelegem lucrul ăsta. Nu are nevoie de noi niciodată. Cerșetorii care cer se referă la cei cu ego și asta le arată ei lor, că au ego. Iar cei care au ego dau din surplus, deci nu pierd nimic. Cel care îl vede pe Dumnezeu în toate nu intervine. Dacă vrei ca ziua să fie frumoasă, începe ziua alegând întotdeauna greu și niciodată ușorul și plăcutul peste nevoie. Lucrul acesta se știu de mii de ani, numai că lipsește explicația lor de ce așa, ca să poată fi urmate. Acest mai mult decât îți trebuie nu te lasă să vezi. Dar omul simplu îl cunoaște pe Dumnezeu, omul care trăiește greutățile vieții direct. Dumnezeu îi pune pe oameni în situații tentante ca să le distrugă idolii. De aceea se poate cădea foarte ușor. Dacă bărbații și femeile caută plăcerile, vor cădea ușor, peste nevoie. De fapt, vin unul spre altul, se atrag fără frână. Se vede imediat ce vrea un om după îmbrăcăminte și după gesturi, după priviri, după comportament. Dacă bărbatul vine spre femeie și îi dă mâna și zâmbește, nu este cum trebuie. Omul cu minte și serios, omul lui Dumnezeu, nu face asta, păstrează distanța ca să nu cadă el și să nu o doboare și pe femeie. Sunt foarte transparenți oamenii, dar cei care muncesc din greu sunt rezervați, dar cei care au de toate și sunt bocați, ei își încită simțurile în toate momentele, oricând au ocazia. Păcatul este această desfrânare, când omul își pune binele său pe primul plan. Atunci cade. Să le nevezi, pe exemplu, este păcat. Să cauți fericirile peste nevoie, peste cât îți trebuie, este un păcat. Să mănânci mai mult este păcat, fiindcă acest mai mult te duce să faci un păcat și mai mare. Lenea, comoditatea, gustul plăcut, te face să cauți mai multă plăcere decât ai nevoie. Și plăcerile acestea îi cresc dorințele sexuale, starea de bine, comoditățile, binele material, îi crește dorințele de apropiere de femei. Și invers, cel care este bogat și are de toate, acela nu are limite, nu are frână
și își permite foarte multe și să fie îndrăzneț, pentru că mereu va dori mai multă bucurie pentru el, e fără frână. Și lucrurile astea vin din mândria bogăției, din surplus. Surplusul întărește mândria și acolo nu este Dumnezeu. E un diavol acolo. Și vezi cum vorbește, miros, după tonul vocii, după gesturile pe care le face, după față. Totul este concentrat pe a acumula cât mai multă fericire din viață. Având bani mulți, el are dorințe mari. Acest bărbat nu poate să aprecieze femeile, ci le desconsideră. Își bate joc de ele. Așa fac cam toți bărbați bogați. Femeia este pentru ei doar o altă sursă de plăcere. Siguranța cu care vorbește nu este normală. Nu ai cum să fii cu Dumnezeu într-o așa de mare bunăstare. Dumnezeu este în puțin, nu are nevoie de bunăstare. Acolo e diavolul. Dumnezeu este în umilință, în simplitate și modestie. Dar trebuie să o alegem singuri, să o vrem singuri. Să ne împuținăm că vrem noi. Să nu vrem mai mult, să respingem acest mai mult. Te apropii de Dumnezeu când respingi acest mai mult. Atunci îl vrem pe el. O femeie care vrea să căsătorească cu un bărbat care are bani, ea de fapt nu știe că caută de fapt iadul. Știm clar cum este un om după nivelul său de bunăstare. Un om bogat, tot ce spune el este o viclenie și o minciună, ca să prindă, să captureze. În plasa lui este ca un păianjen care caută să-și prindă victima. Ridică o plasă ca să captureze și ei fac asta continuu. Caută femei continuu. Folosesc bogăția ca să cucerească și să-și amplifice plăcerile peste nevoie. Acum, în școala iubirii, observăm că oricine nu vorbește despre înfrângerea euului, acela minte și nu-l mai putem asculta. Toți se dau maestri spirituali, dar nu putem să-i ascultăm, pentru că nimeni nu vorbește despre înfrângerea binelui său. Toată lumea vorbește despre cum să le fie mai bine. Toți nu știu ce să facă ca să le întărească ego-ul. Să învețe cum să le fie lor mai bine. Deci înseamnă cum să devină un diavol mai desăvârșit. Omul lui Dumnezeu este modest, simplu, înfrânat și retras, însingurat, reținut, distant. Nu vrea să doboare pe celălalt ca să nu cadă nici el. Pentru că oricât de cuminți ar fi un bărbat și o femeie, dacă se apropie și petrec prea mult timp unul cu altul și râd și discută, la un moment dat vor cădea cu siguranță. Deci noi trebuie să ne păzim de natura noastră umană, care este construită special ca să cădem. Cădem sau ne înălțăm? Avem de ales. Dar omul care este simplu și modest, omul umil, nu îndrăsnește. Se ține la distanță de femeie sau de bărbat. Nu este sociabil, nu simte nimic, nu dorește apropiere, se păstrează la distanță. Nu se grozăvește, nu vrea să convingă pe nimeni de nimic, nu vrea să cucerească pe nimeni, nu vrea să dovedească nimic, nu are nevoie de socializare. El este un divin. Sacrificiul de sine pe care îl face este totul pentru el. Dar oamenii care prețuiesc banii nu pot iubi. Se iubesc prea mult pe ei și nu-l pot alege pe Dumnezeu și au vol pe față. Ei sunt îndrumați de diavol. Cum să facă să câștige mai mult, să adune și nu se mai satură de bogăție? Cei care vorbesc numai despre materie și frumusețele fericirile acestei lumi sunt dirijați de către diavol. Dumnezeu vine numai în puțin. Atunci suntem inspirați de El și se ridică volul. Și casnele, și încercările. Dar când muncești cu drag, atunci ești voios. Lenea nu este bună, este prezența celui cu cornițe. Când respingi lenea, îl respingi pe diavol. Lenea îți întărește pofta și comoditățile, pofta de toate relele. Copilul este agitat, cât de agitată este mama, cât de tare punea reguli, virtuți mai presus de iubire. Este imposibil ca o mamă să fie liniștită și să aibă un copil cu minte dacă ea este idolatră. Ce idolare mama are și copilul devenit adult. Fericirea mamei și a copiilor ei este lipsa idolilor ei. Dacă mama vrea
ca și copiii ei să trăiască în armonie, trebuie să-și distrugă benevol orgoliu, să se împotrivească idolilor, să se înfrâneze de la plăcerile vieții peste nevoie, de la un mai mare bine, mai plăcut și mai gustos, mai mult, și de la posesii peste trebuință. Exorcizarea o faci tu însuți când te opui fericirilor, plăcerilor acestei lumi peste nevoie. Nimeni nu ne poate exorciza decât noi singuri, prin înfrângerea egoului nostru. Când te opui preceptelor fixe, începe exorcizarea. Când spui și așa, și așa este bine, nu te mai poți supăra pe nimeni. Dacă ai renunțat la polarizare, ai scăpat din spitalul de nebuni. Nimeni nu te poate salva, nimeni nu te poate vindeca decât tu însuți. Nu există salvator sau vindecător. Socializarea este sex fără atingere. Cine își iubește partenerul nu stă la discuții cu altcineva. Prin zâmbet se transmite atât de ușor ce simte celălalt. Cu adevărat, orice discuție, indiferent în ce ipostază este, te poate dobărâ dacă nu este strict pe o temă de servici. Doar dacă ai o mare restrângere, îi poți face față. Când zâmbetul celuilalt este fermecător, trebuie să fim foarte atenți. Atunci este momentul în care să plecăm. Este atât de clar încât și un om care nu cunoaște această învățătură înțelege ce se întâmplă acolo. Nu prea contează nimic în fața dorinței, nici o învățătură și nici o înțelegere. Am vorbit atât de clar în atât de multe emisiuni ce înseamnă zâmbetul, ce face zâmbetul și nu s-a înțeles. Prin zâmbet se și timp petrecut cu celălalt se face acolo o legătură energetică. Și nu se poate nega asta. Această înțelegere este adevărată 100%. Nu există nicio îndoială. Dar chiar dacă se știe, tot oamenii nu reușesc să înțeleagă. Putem cădea oricând, dacă nu ne ferim. Trebuie doar să nu dăm acest prilej. Oamenii nu se opresc niciodată. Dacă nu te oprești și nu ești ferm, se va înainta. Trebuie să nu permiți aceste lucruri, să nu petreci prea mult în discuții. Nu se oprește nimeni dacă le permitem. Trebuie opriți de la început, altfel vor înainta continuu. Cu toate că se știe aceste lucruri, când au ocazia te vor cotropi, vin peste tine. Deci, fără discuții și fără zâmbete. Dacă se opresc, sunt opriți de la început, nu mai înaintează.